Da, suntem din nou în direct la Fanatic Superliga. O să avem o emisiune lungă și foarte interesantă. S-a terminat un meci spectacol FCSB Rapid 2-2 cu două echipe care ne-au arătat că au calitate. Cu un plus pentru FCSB pentru a doua repriză, una peste alta, totuși un rezultat care pare la prima vedere echitabil. Bineînțeles, o să analizăm aici toată această partidă. În fața la aproape 46.000 de oameni, un nou record. Nicolae Dică, Andrei Vochin și Robert Niță sunt în studio. Așa, pe scurt, cum ți s-a părut partida? O partidă bună din punctul meu de vedere, un ritm foarte bun, mai ales în prima repriză. Am văzut un ritm mai bun în prima repriză, pentru că și Rapidul a fost echipa care în prima repriză a jucat foarte bine, a reușit să plece pe acele contraatacuri, să le pună probleme celor de la FCSB, și am văzut o echipă cu pressing sus, agresivă, au recuperat multe mingi în jumătatea adversă. În schimb, a doua repriză a fost o repriză din partea lor mai slabă. FCSB-ul a început să pună presiune pe ei, să-i domine. Le-a fost foarte greu să mai iasă din propria jumătate și a venit și cum decurgea jocul și acel gol al lui Băluță, inspirată schimbarea la pauză cu aducerea lui Băluță în locul lui Miculescu. Plus mare. Deci, mă gândeam că poate că va juca în partea 45.100, scuză-mă, 45.143 de fani, un nou record pentru acest sezon. Da. Pe Național Arena anunță colegii mei de la Fanatic. Deci 45.143 de oameni. Bine, atmosferă de senzație. Da, senzațională, dar ne așteptam la lucrul acesta. În schimb, cum spuneam, a doua repriză, FCSB-ul mai bună, echipa care parcă am văzut o dorință mai mare la ei de a câștiga acest joc și ambiționați de ultimele rezultate făcute cu Rapidul, din dorința de a-și lua această revanșă. Și senzația mea asta a fost că mai bun FCSB-ul, mai ales în partea a doua. Avem o legătură telefonică, domnul Gigi Becali este la telefon. Bună seara, domnule Becali! Bună seara! Bună seara! Cum a fost? Păi, dar și partea a doua? Păi și prima repriză ce a fost? Păi da, dar știți cum e? În prima au avut ei 2-1. I-a avut 2-1, a avut o lovitură și un cap gol. Și a avut după aia un pas de la șut care au marcat gol. Timpul aia mare priză, tot noi am fost peste ei. Numai că au marcat goluri. Asta, pe mine nu mă interesează ce a fost, cine a fost prima repriză, a doua repriză. Echipa a jucat extraordinar. Am controlat jocul, mai ales a doua repriză, mingea numai la noi. Îl puiau pe aici, pe acolo. Important e că ne-am mai apropiat, am luat încă un punct și că cât de curând vom fi probabil cu ajutorul Dumnezeu campion. Da, nu e clar, v-ați mai apropiat cu încă un punct. Cred, eu așa văd lucrurile de titlu. Da, păi așa este. Cum a fost meciul? Cum, așa, la o scurtă analiză, așa, cum vi s-a părut partida și cine v-a plăcut, cine nu v-a plăcut? Păi, dar ce să fie? Normal, toată echipa, din moment ce a doua repriză nu mai atinge mingea deloc Rapid, toată echipa mi-a plăcut. Că s-au făcut schimbări, s-au făcut pentru că aici e jucătorie, adică trebuie să lupți de 90 de minute. Adică nu contează că ai o anumită valoare și că dai două pase sau că driblezi jucător. Nu. Aici trebuie să lupți. Cum a fost Solaru. Solaru a dat 17 pase la adversar, dar e luptător. Da, așa. Răzbuiește și gata. Nu scoți niciodată că răzbuiește. Miculescu, la pauză, nemulțumită prima repriză? Bucuria. Eu, jucătorii care nu au mingea, eu am o mentalitate care nu am auzit-o la niciun specialist. Eu nu sunt specialist, dar eu sunt un amator. Dar eu zic așa, când tu nu ai mingea, sau când nu, mingea nu vine la tine, cred eu, poate nu e adevărat, că tu te ascunzi. Că te ascunzi, nu-ți place de minge, ți-e frică să vină mingea la tine. Apoi dacă mingea nu vine la tine, bun, se mai întâmplă să o mai și pierzi, mai pasezi greșit. Ai văzut Rada Slavescu, dar venea mingea la el. Bă, săracul n-are încă, mai are nevoie de jocuri. Nu e.
Dar venea mingea la el. Adică are tupeu, adică nu se ascunde. Mm-hmm. Mingea, dacă nu e la tine, cu mine ai o problemă. Mingea, dacă tu nu o primești, cu mine ai o problemă. De ce? Eu cred, poate nu e adevărat, repet, dar eu cred că tu te ascunzi de minge. Eu cred că tu te frică. Și atunci, dacă ție ți-e frică, că de aia dai din 2 metri. Că ție ți-e teamă. Ori ești bărbat, că aici n-ai voie să ratezi. Da. Că tu înseamnă că ți-e păi teamă. Vă uitați acum, că ați văzut faza din 2 metri cu capul. Păi da. Păi de ce? Pentru că ți-e frică. Când ai văzut că nu l-am lăudat, când a fost bărbat și a jucat. Da. Tu te caută mingea. Păi știți ce mi-a spus? Știți ce mi-a zis săptămâna trecută? Horia, am găsit atacant. Păi și încă zic că l-am găsit. Dar acum trebuie să o țelesc. Uh-huh. Acum trebuie să-l scot ca să-l o țelesc. Acum îl trec prin foc ca să-l ard, să-l fac curat ca argintul. Ca să știe, bă, nu vine mingea la tine, te ascunzi de ea. De frică de ea. De frică de minge, nu ești fotbalist pentru mine. Vino la primit. Du-te, aleargă, s-o primești. Ține-o, să fie minge la tine. Nu e minge la tine, de frică de minge. Am înțeles. Bine, oricum, mutare bună. A intrat Băluță, care s-a văzut. Chiar s-a simțit, nu doar că a marcat, dar și impulsiona jocul. Care mingea numai pe la el trecea. Da. De ce trecea mingea toate numai pe la el? Pentru nu e frică de minge. Bă, dacă te frică de minge. Da. Ai văzut, ai vede ce l-am scos. A început să-i fie frică de minge a doua repriză, nu? Atunci cu vreo 10 minute, un sfert de oră, nu mai am auzit Tavi Popescu, comentatorul. Nu mai zic, bă, uite bă, ăsta unde a dispărut? Și a luat o pauză. Da, el nu mai, el de ce? Pentru că lui, fiind obosit, a zis, hai bă, să-mi fie frică de minge acum, că s-a obosit și cine știe, poate o pierd. Mai bine ai să mă ascund de ea. Da, am înțeles. Dar eu vă văd, bă, când vă ascundeți de mine. Eu vă miros, vă simt. Ochiul stăpânului, domnul Becali, știți cum e. Ochiul stăpânului vede când se ascunde. Păi bă, eu vă văd când vă ascunde. Te ascunzi, te văd. Am înțeles. Florinel, cum vi s-a părut astăzi? A scris voi acolo că Jupân, că șeful Braun, șeful lui Toma. Bă, băi, adevărat, că s-a ținut numai de el și adevărat a scutat 2-3 mici. Dar a fost și vreo 2-3 care l-a lăsat cu ochii. Știu, dacă bun Braun astăzi, chiar i-a pus probleme astăzi bun, în Florinel. Bun, dar nu că șeful lui... Că... Jupânul! Nu, e adevărat. N-a fost nici Jupân. Dar bun Braun, jucător bun, chiar i-a pus probleme astăzi în Florinel. Băi, bun Braun, da. Braun e bun, fabal. Mm-hmm. Dar nu că Jupân, că l-a ținut pe Toma. Cum vi s-a părut Florinel? Bă, Florinel, dacă a jucat tot meciul, da. Asta și n-a cerut schimbare, înseamnă că e bine pentru el, înseamnă că și fizic a început să stea bine, nu? Uh-huh. Deci Florinel, până în ultimul minut, a făcut sprintul, Florinel este extraordinar. Uh-huh. Nu știu, mă, întrebați-l pe Dică cum e asta, că ei specialiștii știu. Eu zic ca un nepriceput. Băi, când tu la mine te ascunzi de minge, nu trece mingea pe la tine. Păi, no. Pe ăla, părința, nu de ce l-am schimbat. De ce? A stat la mijlocul terenului și a pierdut o minge la mijlocul terenului. Adică a stat, băi, varza, dacă tu o ții varza, vine-ți-o ia. Păi ce faci, ții varza? Mm-hmm. Nici Șut astăzi, n-a fost cel mai reușit meci al lui Șut astăzi. Nu că nu, e a greșit mingea aia, dar n-a jucat rău. Nu, dar n-a mai fost Șut ăla, știți, ceasornicul ăla. Erau puțin relaxați, cred eu. Bine, a vrut să câștige meciul, dar n-au avut presiune. Bă, trebuie să ai puțină presiune. Că spun unui domnule, joc relaxat, nu tot, trebuie să ai puțină presiune la fotbal, mm-hmm, ca să câștigi. Mm-hmm. Nu, că eu nu cred că au fost, din ce am văzut, nu cred că au fost relaxați, pentru că a doua repriză ei au fost foarte bine, adică s-au văzut că își doresc mult să câștige meciul. Și i-au surprins, probabil, Rapid i-a surprins în prima repriză cu acele contraatacuri și au venit acele goluri, dar așa ca și atitudinea, au avut o atitudine bună. A doua repriză, atitudine excelentă, toată echipa. Nu, măi, pasul ăla lui Șut la mijlocul terenului la adversar, astea sunt lucruri inadmisibile pentru un fotbalist. Dar el a mai... Adică,
Am mai greșit așa, am mai avut momente de astea când am greșit. Bun, dar poți să agriși, poți să greșești. E posibil să greșești. Dar în poziția aia, niciodată în nu viața voi. Ta n-ai voie să... 20 de ani de fotbal, dacă joci, poziția aia n-ai voie să dai pas la adversar. Uh-huh. Că îmi place mie prea mult de el, că îl scoteam imediat în minutul 25. Da, v-am zis, n-a fost un meci grozav. Toți am crezut că îl scoateți pe șut. Eu îl iubesc prea mult pe el, că e prea bun fotbalist, înțelegi? Sunt unii jucători care nu pot să-i scoată, adică e șut, e Olaru, e Coman. Sunt unii jucători, nu pot, adică nu pot. Adică îi respect pentru că sunt foarte luptători și muncitori. Și din respectul ăsta pentru ei nu vreau să le arăt pisica. Dar la mine dacă nu vine mingea la tine, înseamnă te ascunzi. Da, par cu tine. Da, gladiatorul, cel mai tare gladiator e Crețu din echipă. Doamne, ce face băiatul ăla. N-ai văzut că i-a rupt chiloțul. Doamne, Calice, de ce face Crețu ăla? Doamne. De ce? Pentru că auzit că iar îi prelungesc contractul, știi? Da. I-am prelungit asta iarnă și acum i-am transmis că îi prelungesc chiar. Dacă încă un an, îl mai țineți un an? Păi da, dacă merită. Mm-hmm. Chiar merită, nu? Deci, Crețu, gata, ați hotărât, mai rămâne un an la FCSB. Bun, 6 luni. Ca să bage motor. Ah, am înțeles. Îi fac numai din 6, câte 6-6 luni. Dar ați văzut ce l-a aplaudat lumea, tot stadionul? Cum s-a ridicat stadionul în picioare? Păi da, dacă rupi chiloții, îi place mingea lui Crețu. El nu fuge. Voi l-ai văzut o dată pe Crețu să se ascunde de minge? Nu există așa ceva. Nu există. Nu există. Trebuia, per total, domnul Becali, trebuia să câștigați? Ca joc, ia și posesia, ia totul. Ca joc, da. Uh-huh. Ca joc, da, dar nu contează. Faptul că am jucat cum am jucat a doua repriză și ne-am distrat cu ei, este tot un câștig, adică tot un joc câștigat. Da, e clar. Nu e, echipa, v-am zis, bine, v-ați apropiat cu încă un punct, ce să mai lungim povestea? Despre asta e vorba, de fapt, domn Becali. Păi da, bă, ne-am apropiat un punct și mai ne trebuie cât? Încă 2 puncte. Mm-hmm. Adică trebuie să facă ei un egal. Noi, chiar dacă noi nu mai câștigăm niciun meci, sunt 5. Fac ei un egal și gata. Da, da. Băluță, bun rău, a? Păi Băluță. Eu v-am spus că Băluță e... Băluță și șut, ăștia sunt care începe echipa. Băluță, șut, Olaru, Coman, ăștia sunt 4 jucători. Uh-huh. Bine, acum e și Alexandru. Dar ai văzut că și ăsta, baba... M-ai văzut? Da, bun, a dat niște pase din prima, a deschis jocul. Stai, să vezi că o să intre el, că avem multe jocuri. Uh-huh. Cum e și până mă, ce a făcut Coman acum? L-a făcut afiș? Uite, e faza asta care ți-a dat acum. E Jupânu? Nu, stai. Acum, păi domnul Becali, bine, Braun bundă tot azi, bun. Păi Braun bundă dacă te întoarce așa... Cum o să fie? Știu, dar din 10 mai pierde și Braun 2-3 dueluri, că acum nu-i, știți cum? Ăsta și nu mai era Jupânu, că nu are voie să dea la poartă de acolo. Știu, dar n-a jucat bine Braun, acum, serios. V-a jucat, nu bine, extraordinar de bine, dar nu că Jupânu. Jucător bun, rapidul cum vi s-a părut? Băi, bun, dar scoate de acolo, că nu mai răspund, scoate șeful, Coman. Jupânu, scoateți, domne, scoateți acolo, că nu-i place domnului Becali, nu mai dați titlul ăsta. Scoate de acolo, și așa, că cum să spui așa ceva? Jupânu! Scoate-mă de acolo, că nu-ți mai răspund la paradis. Da, domnul Becali, scoateți-mă de acolo, pe ce faceți? Schimbați, puneți Coman șeful lui Braun. Da, puneți invers, Coman șeful lui Braun, nu? Nu, să punem Coman șeful Ligii întâi. Asta da, aici da, cam da. Asta puteți da. Să pun. Jupânul Ligii întâi. Jupânul Ligii întâi. Da. Cu rapidul, cum vi s-a părut, domnul Becali? Păi, acum spun eu ție. Dacă o echipă când are nevoie
că juca până acea în arena. E, bă, e adevărat, la în deplasare, dar mai e nevoie de 3 puncte ca să joci cupele europene, nu? Da. Bă, Orie, momentul când tu ai nevoie de victorie și joci cu o echipă care deja, adică e campioană aproape, și nu câștigi meciul, nu numai că nu câștigi meciul, te retragi a doua repriză când e 2-2 și când joacă numai adversarul și tu nu poți să pui niciun fel de problemă, da, nu e în regulă. Nu e în regulă. În rest nu vreau să comentez despre alte echipe, că se supără Dumnezeu pe mine și nu mai vreau să fac asta. Dar spun că nu e în regulă pentru că tu joci locul 2. Dacă îl joci locul 2 și a doua repriză tu nu mai ai deloc, s-ar putea Târnăvanul ăsta să mă supăr pe el odată. S-ar putea, cred că. S-ar putea Târnăvanul să mă supăr pe el odată. Înțelegi? Uite cum nu-i relaxare, păi șut relaxare, din relaxarea da pasul. Bine, n-ai, asta... și oricum n-ai voie să iei gol așa pe corsul scurt, asta e golul lui Târnăvanul. Dar n-ai voie, păi Târnăvanul, păi ce? Păi nici n-a dat foarte tare, că cea că n-a dat foarte tare, păi cum să iei golul ăla? Păi n-am mai luat unul așa? Da. S-ar putea ca Vlad să stea la pândă. Ia uite. Ce faci, mă? Dormi în brau, în poartă. Ia uite-mă cum dormi în poartă. Băi de capul lui. Imediat îl trec pe bancă. Ia uite și asta. Băi, ce faci, mă? Și asta trebuia să o ia. Na. Ce? Ia. Săr, mă, că ești ai 2 metri, mă. E, asta mai puțin, dar primul e golul lui. Primul golul lui, al doua glumesc eu cu voi. Da, dar primul e golul lui. Deci Rapidul, dacă vrea locul 2, trebuia să nu se retragă și cu asta basta. Oria, dacă vrei locul 2, nu te retragi. Adică numai că nu te retragi. Nu a contat. Domnul Gigi, joacă și FCSB-ul bine, nu să retragă ei deliberat să țină de rezultat. Păi nu contează, asta spuneam. Bă, dacă tu, ei n-au avut un corner a doua repriză. Ei n-au avut un șut pe poartă a doua repriză. Da, ia ziceți-mi un lucru. De la televizor, când v-ați uitat, la golul 2 egalizator, vi s-a părut că a ieșit mingea afară la Olaru sau nu? Eu zic că n-a ieșit. Bine, nu... Eu zic că n-a ieșit, adică n-a ieșit cu toată circunferința. Da, pe mine m-a interesat dacă a ieșit. Pe mine m-a interesat să văd dacă n-a ridicat. Uite, vezi asta ce înseamnă. Că dacă, ce înseamnă asta? Vezi ce înseamnă la asta, la David? Ce înseamnă? Știi ce înseamnă? Spune-o ce înseamnă. Înseamnă frică. Emoție, frică. Băi, nu știu, scrie pe ceva undeva bărbăție, putere, bărbăție, putere, curaj, bărbăție, putere, curaj, bărbăție, bă, aici a fost faultat. Ca altfel, pe aia a fost frică, dar aia a dat cu capul așa, pus din 2 metri să dai cu capul până de poate. Frică. Uite, vezi, eu cred că n-a ieșit, dar chiar dacă a ieșit, a ieșit, mă, care e problemă? E gol. Deci, asta ziceți că a ieșit. Nu, că tu zici, nu că eu zic păi că nu știu, că nu se vede clar, pare așa dar la... Dar mă interesează pe mine da. Dacă a ieșit, eu știu... Pare că ar fi ieșit așa, pare, dar nu-mi dau seama, nici eu nu-mi dau seama, e greu. Eu pare că n-a ieșit bine. Mie îmi pare că n-a ieșit. Bine, oricum dar nu mai contează. Dar nu mă interesează asta pe mine. Pe mine mă interesează că David Niculescu n-a dat el gol din 2 metri. Înseamnă că ți-e frică de minge. N-ai voie să fie, te ascunzi. Locul 2... Acum eu de alt călesc. Vă rog. Eu îl călesc acum. Da. Ca el să prindă putere. Și tot discursul l-am pentru el l-am făcut acum la tine, la Fanatic. Ca să înțeleagă, băi, nu mai vă ascundeți de minge. Că dacă vă ascundeți de minge... N-are, dacă se ascunde de minge, nu poate să fie atacantul ăla pe care îl vreți voi. Nu, numai el și alții. Dacă se ascunde, care cine se ascunde de minge, nu poate joace la nimic. Imediat îl văd. Aveți idee, Chiricheș, dacă e grav sau nu accidentarea? Nu știu, poate ați primit vreo informație. Nu știu, abar n-am vorbit. Dar da. Cred dacă e la cod, nu știu. Că de-a Dumnezeu să fie la cod. Da, să nu fie vreo fractură.
E, nu, da, poia, ce să facem asta cu aceste. Dacă e la cot, nu-i problemă. Fractură, nefractură, o băgăm în gips, joacă cu gips. Păi uite, îmi zic băieții de la Fanatică că ar fi fractură. Fractură, o băgăm, îl băgăm în gips și joacă cu gips. Da, ce ghinion are băiatul ăsta, domnul Becali, pe cuvântul meu, domnule. Ce, nu poți să joci cu gips la... Cu știu, mână? Dar știți cum e, pierd și cum e Dică. Nu, auzi, zice Dică că nu e, nu se pot. N-ai voie cu gips. Cu orteză, n-ai voie cu gips, auziți. E, o să bage în gips, o să-l avem în Liga, la grupe, Liga Campionilor. Da, dar ghinionizi rău de tot, domnul Becali, băiatul ăsta. Dar cum, ia uite, băi, băiete, bă, băiete, bă, băiete, bă, băiete. Și-a dat invers, mi se pare, faul. Da. Da. Domn Becali, o ultimă întrebare. Locul 2 pe cine preferați? Gicuță, Hagi? Păi n-am spus că zici că Hagi, n-am spus de la început, nu? Uh-huh. Păi eu locul 2, nu, eu nu vreau în cupele europene adversarii mei. Că eu, adică vreau să nu caseze bani. Aha. Dar... O zic că n-am, adică deocamdată farul nu știu, adică nu știu, adică nu, că nu vreau să sperici, că adică vreau Hagi, vreau să fie farul. Uh-huh. V-ați aștepta la șocul ăsta, 5-1, farul CFR? Nu mă așteptam așa ceva, credeam, adică am ținut cu farul, dar nu mă așteptam așa ceva. Nu mă așteptam așa ceva. Adică, totuși, diferență uriașă, incredibilă. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Da, că ce fel... Eu n-am văzut meciul, după aia nu știu. Uh-huh. La 3-1 am dat drumul la televizor. Am înțeles. Da. Deci, nu CFR, nu Craiova pe locul 2 rivalele. Farul e perfect. Dom'le, nu că e perfect, așa îmi doresc. Asta nu înseamnă că să se interpreteze că facem, dom'le, nu știu ce. Sau că nu știu cum, sau că... Nu. Uh-huh. Adică așa îmi doresc. Nu? Uh-huh. Am înțeles. Doresc. Unde aveți? Unde e meciul următor? Cu cine? Unde aveți? Pe locul 2 la... și locul 3 să cadă la baraj. Și pe locul 3 să fie Ucluj sau Galați. Galați să fie pe locul 3. Aha. Așa vreau. Locul 3 la baraj să ducă la baie. Mhm. Uh-huh. Așa vreau. Da. Meciul următor aveți la Sepsi. Da. O să fim atunci, probabil, campionat. Sau la meci acasă cu Farul, cine știe. Ca să sărbătoriți pe Arena Națională. Păi nu, dacă batem Sepsi, da. La revedere. Da. Așa e. Domnul Becali, mulțumesc și spor la treabă, ca să zic așa. A fost Gigi Becali, luăm publicitate și revenim. Da, am revenit în direct la Fanatic Superliga. Robert Niță, Andrei Vochin și Nicolae Dică. Multe evenimente cât am vorbit cu domnul Becari. Haideți să le luăm așa pe rând. Da, bun. Deci Cristi Coste de la stadion ne transmite Chiricheș fractură. Da? Din păcate are fractură, se pare, Chiricheș. Campionatul ăsta e cam gata pentru el. Că nu se poate să joci cu... gips și așa mai departe. S-a mai întâmplat însă ceva. Hromada este într-o stare extrem, extrem de proastă. Se pare că și el are fractură. Deci iată, nu doar Chiricheș are fractură. Doamne, ce ghinionist. Băiat, vă dați seama că e gata și cu Euro, da? Dacă ai fractură, s-a terminat. Însă și Hromada are fractură. Este grav accidentat și este în drum spre spital. Sau probabil a ajuns acum la spital. Am vorbit și cu domnul Șucu în pauză, care a transmis public următorul mesaj și îl citez în momentul de față. Sunt în drum spre spital cu Hromada. Nu sunt specialist, dar starea nu este deloc bună. Se pare că are fractură, ne-a transmis domnul Șucu.
am văzut scene reprobabile în această seară, Hromada pe targă, acoperit cu scuturile de către scutieri, iar spectatorii, deși bietul băiat era pe targă și era suferind, aruncau cu sticle, aruncau cu tot felul de obiecte spre el. N-am mai văzut așa ceva, nu vreau să mai văd niciodată asemenea scene pe un stadion din România. Sunt profund dezamăgit de reacția fanilor în momentul în care acest băiat suferea și era pe targă. Eu sunt în acest moment cu Hromada în drum spre spital, starea lui este gravă, lucrurile nu sunt deloc bune. Referitor la meci, vreau să vă spun, și citez acum pe domnul Șucu pentru Fanatic, este pentru prima oară când înțeleg și simt ce înseamnă sintagma rapid împotriva tuturor. Singur împotriva. Da, rapid singur împotriva tuturor, spune domnul Șucu. Și mai spune domnul Șucu, nu mi-arog merite de specialist, știți bine că eu nu comentez arbitrajul, dar este cel mai prost arbitraj pe care eu l-am văzut de când am intrat în fotbal. A fost un arbitraj care a fost de partea FCSB, pro-FCSB și împotriva Rapidului pe tot parcursul celor 90 de minute. Sunt extrem de dezamăgit, mai spune domnul Șucu. Pentru mine, Rapidul este echipa care a câștigat. Am dat dovadă de caracter în condițiile unui stadion ostil și mai ales a unui arbitraj ostil. Repet, a mai spus domnul Șucu, suntem singuri împotriva tuturor. În această seară chiar am înțeles ce înseamnă această sintagmă și, bineînțeles, rămâneți aici la Fanatic pentru că vom lua toate fazele. Sunt vreo 3 sau chiar 4 faze pe care trebuie să le discutăm și o să le discutăm și cu Cristi Balaș, specialistul nostru. Deci asta spune Dan Șucu pentru Fanatic și asta a fost mesajul public. Pentru prima oară am înțeles această sintagmă, rapid, singuri împotriva tuturor și este pentru prima oară, este în premieră, nu? Când domnul Șucu acuză arbitrajul și acuză arbitrajul într-o manieră elegantă, dar într-o manieră extrem de dură, fără niciun fel de echivoc. Bun, haideți să vedem imediat. Am văzut că sunt imagini cu jucătorul Rapidului pe targă când îl duce spre salvare. Nu putem să vedem că... Dacă avem imagini, bineînțeles. Vedem dacă s-au dat cu pahare. S-au dat toate site-urile. Tu bănuiești că domnul Șucu minte? Nu știe. Nicolae, este pe toate site-urile. Dacă zice patronul Rapidului că e protejat de scutieri și scrie presa că a fost, iese acolo și... Ok, ai văzut și la cornere, n-aruncă cu sticlă, dar aruncă cu hârtii. Dalea, cu plastice, dalea, cu suluri de hârtie. Și capitanul echipei, Săpunaru, a acuzat virulent arbitrajul. Haideți să vedem ce a spus Săpunaru imediat după meci. Bun găsit, Cristi. V-ați îndeplinit dorința să nu câștige titlul FCSB-ul în partida cu voi. Spune-ne cum ai simțit tu. Nu, noi am fi avut 3 puncte astăzi. Nu mă interesează unde sărbătoresc ei titlul, sincer. Nu doream 3 puncte ca să rămânem în lupta pentru locul 2. Asta era obiectivul nostru, nu altceva. Au fost două faze la care oficialii voștri au cerut, adică faptul că n-a fost offside la golul, la șutul lui Hasani și că mingea centrată de Olaru ar fi ieșit. Cum le-ați văzut din teren? Nu, eu nu voi comenta arbitrajul că n-am făcut niciodată și nu este lumea, dar singura chestie care pot să spun că la faza aia când a ieșit mingea afară eram la 2 metri de tuș și am văzut că e mingea afară, nu știu unde, nu s-a văzut. Presupun că de aia există vară, dar la noi vară în România lasă de dorit rău de tot. E sub orice critică, mai bine jucăm fără var și chiar dacă greșesc arbitrii, sunt și oameni și poate să greșească, dar varul la noi în țară este penibil, sincer. Penibil, n-am alte cuvinte. Deci nu avem camere suficiente ca să putem să vedem un var, să vedem o fază. Dar nu voi comenta niciodată arbitrajul, mă interesează doar ce am făcut noi și cum a fost meciul. Cred că a fost un meci frumos și păcat că n-am reușit să câștigăm. Da, un meci cu scântei, s-au marcat atât de multe goluri în debutul partidei. Spune-ne cum ați reușit să treceți peste golul lor de 1-0, marcat foarte, foarte repede, apoi... Cred că astăzi, după mult timp, am fost o echipă, ne-am dorit să câștigăm acest meci. Am fost mai agresiv, mai rău în teren și ați văzut că și ei își doreau să câștige. Cred că prima repriză ne-a aparținut în totalitate, iar a doua mai mult lor, toate că am avut și ocazia în 87 al lui Leva, putea să-mi scrie, dar... Pe total, toate în egal și nu ne avantajează prea mult pe noi. Lupta rămâne deschisă pentru locul 2, pentru locul 3 în continuare? Sunt 3 puncte, nu? Avem meci direct cu Farul, avem meci direct cu CFR-ul, avem meci direct cu Craiova, mai avem ultima etapă cu Sepsi, mai avem ultima etapă cu FCSB-ul.
A trecut un pic de timp de când Cristiano Bergodi a plecat și nu pot să nu remarc faptul că ai spus acum că după mult timp sunteți o echipă. Ce nu mai funcționa? Pentru că ați intrat în acel... Ce nu mai funcționa și nu cred că era din vina Cristiano, al mister. Cred că tot din vina noastră a fost. Cred că astăzi și emoțiile de înainte de meci și frica de acest meci, pentru că în derby trebuie să ai o anumită frică din teren, pentru că până la urmă meșii sunt fotbaliști, tu ești fotbalist, se poate întâmpla orice într-un derby și trebuie să fii un pic mai rău, mai agresiv, să-ți dorești mai mult să fii în posesia mingii, dar păcat, mă repet, păcat că s-a terminat egal și păcat că astăzi și băieții au muncit și au alergat cât au putut de mult. Își revine Rapidul după meciul ăsta, începe seria de victorii. Suntem obligați să ne revenim, altfel dacă nu ne revenim, ne vom bate pentru locul 2. Este obligatoriu să ne revenim. Și cred foarte mult în acest grup, cred în băieți, cred că și-au dat seama cu toții că suntem la Rapid București, nu suntem la orice altă echipă și Rapid este un club mare și o echipă cu pretenții. Sincer, cât de frustrant a fost pentru tine acest play-off? Ne amintim, ați intrat cu gândul de a lua titlul. Nu s-a întâmplat niciodată despre 4 meciuri la Rapid, unul pe altul, nu țin minte. Și e greu, e frustrant, e, nu știu, mă doare, dar nu avem ce să facem. Trebuie să mergem mai departe, să scoatem capul în pământ, că prea mult timp am stat supărat. Și cei care cad și nu se ridică, nu prea au nimic de câștigat în viață. A schimbat ceva în atitudine Bogdan Lobonț? A reușit să vă... Nu știu dacă a avut timpul necesar să schimbe ceva, că trebuia să ne schimbăm noi, să realizăm că... Dacă noi revenim, va să vină orice alt antrenor și poate fi schimbat și el. Și nu e vina lui că noi suntem pe altă planetă. Trebuie să fim cu capul la Rapid București și cu capul la ce obiective avem. Pentru că altfel nu poți să le atingi. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și o seară frumoasă. Da, a fost Cristi Săpunaru. Hai să vedem imaginile cu Hroma, dar scos pe targă gesturi absolut incalificabile ale publicului de pe Arena Națională. Vedem și momentul faultului. Apoi v-am spus, sunt imagini cu Hroma, dar care este scos și care este bombardat cu obiecte, cu sticle. Repet, incalificabil. Adică, ok, pot să înțeleg entuziasmul, pot să înțeleg fericirea, pot să înțeleg că, ok, echipa ta e pe val, dar un om să fie pe targă și tu pur și simplu să arunci, să-l bombardezi, adică să fii... Ok, deja depășește povestea cu suporterii, da? Ca să ne înțelegem. Nu mai e vorba aici să cății cu echipa, până la urmă trebuie să fim oameni, da? Și înțeleg, ați văzut ce ne-a spus și domnul Șucu, că situația lui este gravă, lui Hromada, se pare că are și el fractură și a ajuns la spital. Mă rog, așa cum s-a întâmplat cu Chiricheș. Da, sunt imagini... Da, n-a vrut acolo, n-a vrut nimeni să-l faulteze. Nu, se accidentează în cădere și dacă nu se accidentează, e fault făcut de el asupra jucătorului de la FCSB, dar cade prost cu toată greutatea corpului pe undeva pe umăr și, din păcate, suferă o accidentare destul de gravă la prima vedere. Dar sperăm ca și în cazul lui Chiriche să nu îi țină accidentările astea foarte mult în afara gazonului. Bun, haideți să vorbim despre arbitraj, că sunt mai multe faze. Haideți să încercăm să intrăm în legătură și cu Cristi Balaș și cu cei de la Rapid, să vedem ce spun și ei. L-ați văzut pe Săpunaru, a acuzat dur arbitrajul Săpunaru. Săpunaru, un tip în general care nu prea se aruncă, dar ați văzut ce a spus, că a fost penibil varul. Au fost momente în care varul, nici noi n-am înțeles de ce n-a intervenit, așa, dar acum l-avem pe domnul Angelescu la telefon. Vă salut, domnul Angelescu! Bună seara! Bănuiesc că una peste alta oarecum mulțumit de rezultat și sunt convins însă total nemulțumit de arbitraj. Da, nu sunt mulțumit de rezultat, că n-ai pus fi rezultat când e total o stădiciat, așa ceva. Nici nu vreau, încerc, sunt foarte nervos, dar n-are rost să comentez. Cum să fiu mulțumit dacă ne scoate mingea din poartă și avem 3-1? N-am cum să fiu mulțumit, au dat... Numai pentru ei, galbene, lovituri libere, le-a dat tot 80% în plus de abia. Uh-huh. Nu se poate, am zis să nu comentez niciodată despre arbitraj, dar este penibil să arbitrezi. Nu, dar dumneavoastră sunteți un tip care, cum să spun, chiar nu vă băgați în arbitraj, aveți întotdeauna meați. Nu, domne... dar nu se poate așa ceva. Avem penalti, da, Hasani, 0-0, nu se uită nimeni. Avem gol valabil, ne scoate din poartă, la faza golului de 2-2 iese mingea în aut de poartă. Minutul 80 avem penalti, ne-a dat galbene... Ei faultează 2-3 faulturi la rău, nimic cu ai de galben. Lu
Iacob galben, Luc Romada galben, Luc Romada accidentează, înțeleg că e foarte grav, nu va mai putea să joace, lasă faza să continue, se duce, au pe CSB Cornel sau au, dar nu se poate. A dat tot, nu că a dat tot, a dat așa ceva. Nu, dar nu trebuie să iasă cineva să vorbească, să le zică ce se întâmplă. Ce o să fac? De ce a anulat golul? Cum poți să nu te uiți la VAR? E 1-3, s-a terminat meciul. Cum să fiu mulțumit? N-am cum. Practic, considerați că v-au masacrat, arbitrii? Vă rog eu, uitați-vă în studio, că sunteți acolo. Da, da, păi o să-l băgăm și pe Cristi Balaș și o să luăm toate fazele la... Vă dați seama că o să luăm toate fazele la mână. Una... Încă o dată, avem penalti, penalti la 0-0 nu-l dă. Ok, nu ai văzut sau nu știu, nu s-a părut, a fost, nu știu, soft touch-uri, ce cred ei. Ne-am scoate golul din poartă, 3-1, e mingea în poartă. Nu te duci să te uiți. Nu-l influențează cu nimic pe portar, portarul rămâne pe picioare, nici n-are reacție. De ce scoate mingea din poartă? La aut s-a dus cineva, se uită, se vadă, se vede pe televizor că este mingea când centrează la faza golului. De da, aia nici eu n-am înțeles cum totuși VAR-ul nu s-a sesizat ca să vedem relorile. Că n-a fost nicio reloare de la VAR, absolut nimica. Radu Petrescu a fost la VAR și nici nu știu. Astăzi, cu atât... Râs, Radu Petrescu când arbitrează, nu comentează, tot timpul când arbitrează, numai așa face. Nu se poate. Nu vreau, vă rog, e frumos. Nu. Iar am spus că nu comentez nicio. Păi nu, ați spus, da. Nu, înțeleg că... Știți cum e, domnul Angelescu? E o seară în care nu puteți să tăceți. Nu, dar nu cred că aveam... Adică, în primul rând, sunt convins pe CSB-ul n-avea nevoie. Era campionă și dacă lua bătaie... Și dacă ne bate și la egal, au multe puncte în față. Nici eu nu cred că ar fi intervenit cu ceva FCSB-ul. Nu vreau să zic că pentru noi sunt două puncte, noi ne batem pentru locurile 2-3, sunt vitale. Nu se poate să tratezi de asemenea faze. Ce o să fac? O să-l dea din nou, nu-l las o etapă și după aia îl trimit arbitru de rezervă și pe Radu Petrescu și pe toți și pe Vârstan și pe toți. De când sunteți acționar la Rapid, este cel mai, să zicem așa, rău, urât, grotesc arbitraj care l-ați avut vreodată, care l-ați văzut? Nu știu, greșeli am mai avut. Am mai avut greșeli și făcute pentru noi și greșeli contra noastră, ca, nu știu, cu erori de VAR, dar există una, nu știu, există acolo, nu se poate, tot, numai în favoarea FCSB-ului, tot. Inclusiv faulturile de joc, nu e, maniera este incredibilă. Pe lângă ce s-a întâmplat, uitați-vă câte cartone, ne-a dat 3 cartonașe galbene în primele 30 de minute, lor nimic. Nu le dă nimic. Bună, ce... Nu ne dă lovituri libere numai pe la jumatea terenului. La minutul 80 ceva, mie mi se pare penalti și la Rahmani și la Funșo. Nu se uită nimeni, nu se duce, nu... Păi nu, cred că VAR-ul nu s-a dus la nicio fază. Dar nu cred că n-a avut, n-a funcționat, că bă, să nu chem la niciuna. La nicio fază, nu n-a chemat. Eu n-am văzut la nicio fază VAR-ul, domnul Angelescu. Ba da. La care? La golul anulat lui Coman. La golul? Anulat lui Coman. La golul anulat lui Coman s-a uitat, înțeleg, la VAR. Oricum scria, să vă zic de pe arenă. Deci funcționează VAR-ul, asta vă zic. Ziceți, domnul Angelescu, ce a zis? Am zis că scrie inclusiv pe arenă, când a fost analiză VAR, scrie sus, se analizează VAR. S-a analizat la golul lui Coman și atât. La Coman, dar la fel, e faul clar. Nu, adică s-a, non-stop, în toate faulturile a doua și ce au avut și 50% în plus. Nu ni s-au dat faulturi, nici nu vreau să... Din minutul de când a început meciul, numai așa a fost arbitrat. Înțeleg că n-ați mai văzut așa ceva. Trebuie să se bucură. Nu știu, nu vreau să mă gândesc, ori sunt extrem de slabi, ori eu, nu știu, faptul că au existat atâtea suportele în tribună, presiune, nu știu să explic, am spus-o, nu cred că arbitrajul vine cu lecția făcută, n-am crezut asta niciodată, cel puțin de când am intrat în fotbal, dar nu, așa ceva, chiar dacă există 40.000 de suporteri, nu poți să, nu te uiți, nu poți să dai non-stop. Sunt supărat în primul rând pentru băieți, pentru Bogdan, pentru că am făcut o primă repriză excelentă. Trebuia să avem 3-1 minim. Nu vreau să vorbesc, îmi pare rău mai mult pentru ei, pentru că meritau victoria și îmi pare rău și pentru Lobon, că nu era bine să înceapă cu o victorie. Dar asta este, o să trec. Bine, echipa arăta cu totul altfel, mult schimbat în bine. Am arătat mai bine, asta e clar că am arătat mai bine. Suntem mulțumiți mai ales de prima repriză. La a doua repriză, la fel, numai peste noi. Toate fauluri, auturi, lovituri libere de la 20 de metri. Nu ne-a dat nimic.
faulturi, niciun faul lăsa joc. Nu se poate. Ori e o manieră de arbitraj în care lași jocul liber și lași de ambele părți, ori nu se poate orice contact la ei să fie faul și la noi. Mă rog. Da, Radu Petrescu, ce ziceați de Radu Petrescu, că mereu vă dezavantajează când e la VAR? Nu știu, tot timpul mi se... Nu cred că vine, că ne dezavantajează total, dar... Nu știu. Sunt supărat, mai bine nu vorbesc, să iasă domnul Vasara, că a mai cerut odată, dar să analizeze fazele. Vrem și noi să știm, să iasă, să arate linii, să arate, de ce să se uite pe regulament, dar nu niciodată nu iese nimeni să spună. Să vedem că îl suspendă 7 etape, că nu mai îl pune arbitru de rezervă. Sincer, nu se poate. Noi când greșim, plătim amenzi de 10.000 de euro, că se aruncă cu orice, iar la arbitrii nu e de 2 meciuri și mai pune arbitru de rezervă, nu știu. Deci considerați că Rapidul astăzi trebuia să câștige? Da, nu știu. Trebuia să avem 3-1. Poate întorceau rezultatul, habar nu. Uh-huh. Da. Ce s-a întâmplat cu Roma, da? Care e starea lui? Și înțeleg că au fost niște scene, cum să spun, care depășesc cu mult orice fel de susținere a unei echipe cu Roma, da? Da, e dus la spital, nu știm încă. Cred că e ceva la claviculă, dar nu știm. Oricum, nu cred că vor fi șanse, pentru că e clar că are ceva mai grav, să sper, nu știu, nu vreau să comentez, încă nu știm, a fost dus la spital. Da, au fost niște scene, dar asta nu ține de bine să comentez. Fanii a fost protejat cu scuturile, dar nu vreau să comentez. Asemenea, sunt mai mult supărat pe ce s-a întâmplat pe teren. Băieții dezamăgiți? N-am fost sincer, nu pot să mă duc în starea asta, am fost, iar n-are rost, mai ales că am obținut un punct, un al meu primul punct din play-off. Și trebuie să... Au făcut ceea ce rămâne, că au făcut un meci foarte bun, mai ales prima repriză. Am jucat foarte bine și sper de acum încolo să arătăm așa și să mergem să câștigăm la afară. Da. Ne-ați transmis domnul Șucu un mesaj înainte, l-am citit, mi-a transmis un mesaj pe care l-am citit public înainte să vorbim cu noastră și spune în final în felul următor... Este pentru prima oară de când am intrat în fotbal împreună cu colegii mei, în care cu adevărat am simțit în această seară sintagma Rapidul singur împotriva tuturor. Nu știu, dar v-am zis, în general nu comentez arbitrajul, pentru că, așa cum am spus și repet, nu cred că vine cineva cu lecția învățată. Chiar nu cred asta, dar... Stai, înțeleg arbitru delegat prima oară, Ișvan Kovaci, care e probabil cel mai bun arbitru acum și să-l schimb și să fii cu, nu știu, cu un arbitru care nu suportă o presiune, nu știu. Ori a avut o zi foarte proastă, dacă nu ai o zi proastă, greșești de ambele părți. Mă rog, da, avem sintagma asta, repet, nu înțeleg, vor exista tot timpul greșelile în arbitraj, nu pot să le schimb cu 10 varuri, se întâmplă nu numai la noi, în campionate mari, dar dacă avem o singură fază, să ziceam din gură, nu se poate. Plus maniera de arbitraj este să se uite cineva la tot meciul. Nu înțeleg de ce, cum să stai galbeni, atâtea galbeni la mijlocași și centrali, fundași, să nu le dea nimic, nu le-a dat nici când la faultul lui Chiriche, nici la Olaru, cum îi atingeam faul galben. 4-5 faze, toate, două clare judecate care sunt negru pe alb. Nu îi s-au dat toate fazele numai pentru ei judecate, nu se uită nimeni la VAR. Măcar se uită la VAR să ne arate liniile, că poate greșim noi. Da. Să văd eu că n-ai ieșit mingea aia, că se vede. Am înțeles. Total. Bine, mulțumim mult, domnul Angelescu, pentru declarații. O să luăm imediat noi publicitate și vom analiza totul cu Cristi Balaș. Vom lua fază cu fază, pentru că, într-adevăr, avem foarte multe de discutat. Hai să vedem, înainte de publicitate, ce a declarat Florinel Coman, iar apoi revenim cu o mare analiză pe arbitraj. Bun găsit! Care sunt ideile după acest joc? Am auzit de la antrenorul vostru că sunteți supărați după acest egal în vestiar. Da, am vrut să intrăm cu gândul de a câștiga. Am început meciul foarte bine. Am făcut 1-0, din păcate, la câteva minute am primit acel gol. Ce pot să spun? Iar din fază fixă contra Rapidului, dar... E un plus față de meciul pe care l-am jucat cu ei, de la acel 4-0, e un plus, pentru că, până la urmă, pe noi, sincer, ar trebui să ne intereseze diferența dintre noi și locul 2, atât. S-a mai ars o etapă,
câștigăm la Sepsi și mergem mai departe. Și sărbătoriți la Sfântul Gheorghe deja, nu? Matematic. Da, dacă se poate, da, normal, vom sărbători dacă vom fi matematic. Cum de căderea asta după golul marcat de voi? Părea că e un meci la discreția voastră, golul anulat la VAR pe care tu l-ai marcat, apoi Darius Olaru înscrie, nu anunța nimic ce păi se întâmplă. Nici în returul campionatului nu anunța nimic, nu? Important este că ne-am învățat lecția până la urmă. Am intrat bine în meci, am marcat, da, la cum ai pus întrebarea, te gândeai că am marcat și mai dăm vreo 2-3, nu? Pentru că am voi câștigat din 4 din 4 și da. Cam așa. Dar uite că fotbalul este imprevizibil și din 1-0 al nostru se face 2-1. Devin meciul ăsta cu Rapid, nu știu, speciale, pentru că nici nu mai știu de câte meciuri nu i-ați învins. Am mai declarat și, cred că după meciul cu ei, pe mine mă interesează să iau campionatul atât. Da, pentru statistică este rău pentru noi. Dar ți-am spus, important este că am ars o etapă, am jucat cu o echipă care am înțeles că au obiectiv Europa, deci e bine. Se simte așa că vine titlul și în tribune când ai intrat azi la început, pe parcursul jocului și chiar la final. Ai simțit așa din ce în ce mai tare față de alte meciuri? Nu știu, n-am simțit nimic și nu vreau să simt nimic până când nu pun mâna pe trofeu, nu mai simt nimic, nu vreau să simt nimic, sincer. Au făcut adversarii voștri scandal că la golul 2 mingea centrată de Olaru a ieșit. Ar fi cum? Ieșit. La golul 2, mingea centrată de Olaru din dreapta. N-a ieșit niciodată. Păi eram acolo, n-a ieșit niciodată. Cum și la cornerul meu a ridicat Fanionul, asistentul că a ieșit. Păi unde a ieșit? Că și-a făcut la preluare direct în aut. Trebuia să fie corner, dar bine, un arbitraj splendid, foarte frumos, mi-a plăcut. Serios, nu este nicio... A fost foarte, foarte, foarte bun. Ne-a ținut în meci și era clar că vor fi nervi, vor fi înjurături, se înjură prietenii la sintetic, dar păi aici cu oamenii ăștia în tribună. Este normal, a ținut, a știut domnul Bărsan cum să gestioneze anumite momente, deci a fost un derby plăcut și de văzut și de jucat. Ai avut o reacție după meciul da. Cu CFR, apropo de transferul tău. Lucrurile au continuat însă. Cum simți tu că toată lumea vorbește de faptul că te duci în Qatar? Cum o percepi tu? Te enervează, te frustrează? Nu, sau încerci să... Dumnezeu. Nu mă interesează nici dacă vine, nu știu, domnul Radu Naum aici și mă face în toate felurile că plec eu nu știu unde. Nu mă interesează de nicio culoare despre nimeni, nu mă interesează despre ce se vorbește despre mine. Doar mă interesează doar de un singur om, dar acela nu pot să-i dau numele și atât mă interesează, părerea dânsului. În rest nu mă interesează din nimeni. Fostul tău antrenor și patron de la Faro? Da, atât mă interesează și atât. În rest nu, chiar dacă stai să te uiți acum, eu stau să vin, îmi dau energia, îmi dau viața pe teren la antrenament, să ridic un titlu pe care nu l-am mai văzut de 8 ani și stau să mă uit că mă ceartă unul și altul, să fim sinceri. O seară tare mult. Bun, am revenit la Fanatic Superliga, declarații tare, emisiune incendiară în această seară din ambele tabere, declarații tari, Nicolae Dică, Andrei Vochin și Robert Niță. Haideți să începem să facem analiza pe arbitraj, că sunt faze, o să luăm fazele pe care le-a spus domnul Angelescu, ca să zic așa, nu? Da? Imediat o să începem, o să intre și Cristi Balaș cât de curând în direct ca să discutăm. Robert, ție cum ți s-a părut arbitrajul? Cu mari semne de întrebare. Uh-huh. Bine, abia și nu care e cel mai mare semn de întrebare? Că nu ai folosit VAR-ul, asta eu chiar n-am înțeles. Păi, Andrei, nu pricep, adică, ok, știi cum e, clarifici, a fost, n-a fost. Mingea aia a ieșit, da? Mie mi s-a părut că a ieșit. Nu, dar măcar să-l cheme. Mingea la Olaru, acolo, la 2-2, știi? Dar știi cum e, poate m-am înșelat, poate mă înșel, că nu, știi cum e până la urmă. Corect, păi și contactele din Careu și la Asani și la Rahmani și la Burmaz. Nu, dar n-am înțeles, de ce să nu chem VAR? La alea mai chemat, la alea chiar chemat să-l vezi, asta zici că n-ai tehnologie. Și la mingea lui Olaru, de 2-2. Acolo e un succes cum vor ei. Dar la trei contacte în Careu, două dintre ele în aceeași fază. Bă, cheamă-l să se uite, dai, nu dai, ok, dar bă, spune-i lui ăla, că vină-mă la... Vino să vezi tu. Da. Hai că l-avem pe Cristi Balaș, expertul nostru. Hai că ai treabă, Cristi, astăzi. Da? Păi. Salut!
salut pe toți. Te salut. Hai să, da, hai să fim așa pragmatici. Hai să o luăm încetul cu încetul. În minutul 6, duel Crețu cu Hasani. Da? Dacă e penalti sau nu e penalti, haide să vedem faza. Da? Înainte de toate, este greu, aducându-mi aminte de arbitrajul lui Kovacic-Ișvan. Da. Cu Barcelona este greu când toate deciziile discutabile sunt judecate împotriva unei singure echipe și atunci normal că apar discuții. Da, asta e, știi cum e, asta a fost, asta e. Hai să începem cu faza asta. Deci minutul 6, da? În minutul 6 avem un duel între Crețu și Hasani, da? Așa, cei de la Rapid susțin că aici trebuia dat deja din minutul 6 penalti, că ar fi un contact. Te rog, chiar crede-mă, Cristi, sunt mor de curiozitate, deci chiar de-abia aștept să te aud în seara asta. Că sunt 3-4 faze, chiar mai ales că tu ești straight, adică n-ai nicio treabă. Te rog, te ascult. N-am nicio problemă. Începem prin a spune, pentru că am văzut că s-au făcut folosit anumiți termeni, fotbalul este un sport de contact. Și dacă avem aici o fază, încercăm să dezlușim în ce măsură a existat piedică sau lovire. Este discutabil, pentru că există contact din partea apărătorului fără să joace mingea. Motivul pentru care arbitrul cred că a lăsat jocul să continue, întrucât nu a fost convins că este lovitură de pedeapsă, este pentru că atacantul a căzut cu o întârziere doar după ce a realizat că a fost atins, șters, jenat la piciorul drept. Ulterior s-a aruncat încercând să se folosească de acel contact. Corect, întrebarea este, pe imagine se vede cum Crețu îi, ia glezna. Stai o secundă. Cum Crețu ia glezna, ia. Uite-l pe Crețu, încearcă să-l... Uite cum îi dăm piciorul, calcă pe tendon, asta e întrebarea. Are intensitate să dă penalti? Este la limită. Este o fază la limită, nu-l calcă. Într-adevăr, îl atinge în spate și ușor îi mișcă glezna, doar că arbitrul a considerat că nu a căzut atacantul din cauza acelui contact. Motiv pentru care a lăsat jocul să continue, îi dăm credit arbitrului. Cum să-i dăm, Cristi, credit? Păi ce noi judecăm ăsta? Ce suntem la not sincron? Păi îi dă peste picior din spate, uite cum e piciorul pe pământ și îi dă peste picior, cum cade. Ăla poate să cadă cum vrea el, poate să stea și în picioare. Cum păi să nu fie? Păi uite-te, te rog eu frumos, uite-te odată cum îi dă peste picioare. Dacă poate să stea și în picioare, atunci cu atât mai mult nu se dă penalti, dacă poate să stea și în picioare. Dacă era faza asta la CFR, ziceai că i-a gândit la Jean-Pierre. Păi m-a sunat să spun ce vrea domnul Robert Nita. Nu, Cristi, păi spune-ne, uite ce vezi cum îl calcă. Cristi, ascultă-mă puțin, știi cum e la fotbal în emisiune? E o discuție, un schimb de idei. Eu nu văd că îl calcă, arătați-mi unde îl calcă. Dar nu-l calcă, îl dă peste picior, e piciorul pe pământ cu crampoanele și ăla îi dă peste picior. Nu-i dă peste picior. Păi uite-te cum îi ia picior. Cu o crosă. Uite, aici întrebare. Are intensitate să uite, se... acum, uite, cum nu? Îi face, vine piciorul pe lat. Dar stai, n-a zis nimeni, nu s-au dat. Greșeala atacantului este că pune după aia piciorul stâng și vrea să plece. Și bun, să te întreb ceva. Dacă erai antrenorul Rapidului, e penalti sau nu? Poți să ceri penalti, da, la faza asta, da. Poți să spui că... Păi judecăm căderea sau contactul. Bun. Atacantul, dacă nu mai pune piciorul stâng, nu aveți dreptate. Trebuie să judeci un singur lucru. Dacă din acest contact se produce căderea. Asta este singura judecată la o astfel. Păi asta Cristi Bala spune că nu. Dacă arbitrul consideră că nu asta îi produce căderea, atunci nu dă penalti. Dacă considera că îi produce căderea acest contact, dădea penalt. Și VAR-ul nu poate să intervină? Păi VAR-ul poate să intervină, dar arbitrul poate spune am controlat faza, am văzut contact. VAR-ul poate să vină să spună ai văzut bun, că a fost contact sau... Înțeles. El dacă nu pune piciorul stâng și în momentul când ia piciorul drept cade direct, se dă penalti, penalti 100%. Da. Cristi, dacă am înțeles. Mai, deci ascultă-mă puțin, stâng. Nu trebuie să te superi pe Niță sau pe orice. Știi cum e? Bă, nu mă supăr. Da, nu, tu ți expui punctul de vedere, cum să spun, și aici Robert, n-are niciun sens să invocăm acum CFR-ul. Cristi Balaș acum este expert, nu mai e nici la CFR. Dar el era corect, așa a spus corect și a explicat și când era la CFR. Robert, ascultă-mă, este părerea lui de expert. Nu pot să intru într-o discuție contradictorie cu Cristi Balaș pe teme de arbitraj. Cristi, aici... Bun, ai văzut ce spune și Andrei Buchi? Dacă ați citat nuanțele pe care le-am folosit, da?
nu există farmacie, pentru că este o fază de discutat în care arbitrul a considerat că atacantul a căzut pentru că a simțit acel contact la nivelul piciorului și a căzut pentru că a vrut el. Este greu să-l contrazicem, să spunem că nu este așa, pentru că nu este o fază clară. Ok, bun, deci, Cristi, dăm credit. O fază clară. Doar o secundă, să le luăm încetul, cu încetul ca la farmacie. Îi dai credit lui Bârsan la faza asta? Îi dăm credit lui Bârsan. Ok, mergem mai departe. Hasani marchează în minutul 23. Hai să vedem aici, faza. Aici avem următoarele criterii pe care cei de la UEFA le folosesc și nu neapărat suntem de acord uneori cu ele. Și pentru a o crea o uniformitate, ei au spus în felul următor. Atunci când atacantul este în poziție afară din joc și din cauza poziției lui, distanței față de portar, atenție mare, și e important ca distanța să fie aproape de portar în momentul în care stare peste minge. Da? Odată avem unghiul și portarul are în raza lui de acțiune, în vederea lui, are un atacant pe care îl știe că este oarecum în fața lui, în dreapta, vede și mingea, într-adevăr, dar după ce mingea este trimisă, atacantul care se află în poziție de offside pare peste minge. Cine e atacantul? Rahmani, ca să înțeleagă lumea. Rahmani, dacă o să lăsăm faza și nu știu dacă Adi, colegul nostru, poate să facă un stop cadru când mingea este sub sau trece pe sub atacant și veți vedea unde se află atacantul față de portar în acel moment. Este aproape de el. Și păi e aproape la 3-4 metri, Cristi. Spune specific în regulament că trebuie să fie între 2 și 7 metri? Da, dar atunci când este aproape de el și 3 metri se consideră că este aproape și sare peste minge, portarul nu știe dacă atacantul va devia sau nu mingea. Faptul că noi considerăm că dacă, chiar dacă n-ar fi fost atacantul acolo, dacă ar fi plonjat, nu cred că respingea mingea, nu are nicio relevanță. Și pentru a aduce o uniformitate, atunci când atacantul aflat în poziție de offside este aproape de portar, și aici este în interiorul suprafeței de poartă, iar portarul nu este pe linia porții, se consideră că are un impact clar asupra portarului și prin sărirea, prin faptul că a sărit peste minge și mingea a trecut pe sub el, aflându-se în apropierea portarului, are o acțiune evidentă care influențează capacitatea portarului de a interveni. Nu știm dacă ar fi oprit-o sau. Deci e gol valabil sau nu? Offside indiscutabil, n-am niciun dubiu. Ok. Bun, da, interesant, că la Digi, Avram a spus că e gol valabil. Este frumos să existe discuții constructive. Și mie îmi plac astea. Este discut frumos. Eu v-am explicat care sunt argumentele și repet. Da, da, normal. Cristi, încă o dată, noi te-am chemat, noi știm cine ești și știm ce autoritate ai. Eu de-aia, pentru că nu mă pricep, eu pot să bat câmpii pe aici. Am avut o fază, de exemplu, astăzi, la Oțelul Dinamo. Când parcă sau la Oțelul a fost, parcă nu mai știu. Nu, azi a jucat Craiova cu Dinamo. Și a fost și acolo o fază, dar distanța între atacant și portar a fost mult mai mare. Ok. Auzi, Cristi, dar cum îți explici diferențele astea de opinie între doi foști mari arbitri? Nu-i la fel regulamentul? Ba da, doar că din păcate regulamentul spune dacă după părerea arbitrului. Am și înțeles. Când apare acest text, deja e de discutat. Bun. Okay. Am înțeles. Deci offside golul s-a anulat corect. Bun. Mergem mai departe. Mă rog, aici va fi de aici e chiar de interpretare. Minutul 58, Olaru recentrează, mingea iese sau nu iese afară. Hai să vedem faza. Deci e golul de 2-2, da? Golul la 2-2. Ar fi fost simplu să analizăm faza dacă mingea ar fi fost la nivelul gazonului, n-ar fi fost sărită. Uh-huh.
ar fi fost foarte simplu, pentru că am fi avut raport între linie și minge. Da. Putem doar să luăm în considerare piciorul stâng al lui Olaru și să bănuim. Cel mai bine a văzut asistentul. Da, bine, aici, noi vorbeam aici în timpul meciului, în timpul meciului mie mi s-a părut că a ieșit mingea, dar recunosc că e greu, trebuie, e vorba de microni acolo. Pentru că mingea, într-adevăr, mingea, ai dreptate, este în săritură. Mie mi se pare că e afară, da? Mă rog, n-am cum să te contrazic. Nu, dar nici eu n-am cum să te contrazic și dacă îmi spui că e înăuntru. La fel n-am. Uite, uite, stop. Cristi, te rog frumos, mă ascult. Iar lăsați aici. Eu de asta spun, Andrei, eu de asta spun că mie mi se pare că mingea că e în afară, dar e o virgulă aici, că mingea e în aer. Cristi, piciorul stâng, după cum se vede pe imagine, piciorul stâng e chiar pe linie. Nu e chiar atinge linia, cum? Atinge linia. Păi și linia are 10 centimetri. Deci e logică, dacă facem deducție logică, mingea a ieșit? Hori, așa pare că mingea a ieșit. Dar eu vreau să vă aduc aminte de o fază de la campionatul mondial din Japonia cu Germania, care părea că e ieșită imens afară și momentul în care era tehnologie de linia porții, pentru că numai asta poate da un răspuns. Era VAR... toată în teren, dar nu era ieșită. Eu am o singură întrebare aici. Care dintre noi și privitorii, cei care ne urmăresc, poate să garanteze că mingea nu atinge nici măcar cu 5%, adică o proiecție, dacă facem 5% din circumferința mingii nu atinge linia. Care poți să garanteze? Eu te întreb cum ți-a ieșit experimentul ăla la Cluj când a fost o fază la fel și ai zis că faci cu echipa a doua o simulare. Că a fost faza cât de cât sensibil. Acolo a fost mult mai clară. Nu, acolo aveam un călcâi în spate. Și care nu a fost anulat în analiza VAR. Okay. Aici cum e linia, cum se pare? E fază grea, e foarte grea. Aici, așa se pare că mingea ar fi și de aici greu. Pentru Tușire era și mai greu să vadă, pentru că e jucătorul interpus între minge și el. E grea faza asta pentru Tușir când este nu se interpune în câmpul vizual, păi, nu are niciun obstacol. E jucătorul între minge și Tușir este jucătorul. Și e greu să vadă. E greu să vadă. Scuza-mă, Cristi, că nu te-am auzit. Nu este grea faza pentru arbitru asistent, motiv pentru care dacă el decide că mingea nu a ieșit în întregime, cum pot să-l contrazic eu de depinde el? Depinde și nu putem. Păi nu se vede acum e la latitudinea lor, la interpretarea lor și la cum văd ei. Bun, mergem mai departe. Doar foarte scurt, faza cu Hromada, dacă Crețul faultează pe Hromada, Hromada a ajuns la spital, se pare, cu fractură. Hai să vedem faza cu Hromada. Dar să vedem dacă este un fault. Mă rog, mie nu mi s-a părut, dar haide să o mai vedem. Mi se pare că pur și simplu... Mi se pare că e ghinion pentru Hromada. Adică nu mi se pare că îl faultează Crețul. Mai avem o fază cu Rahmani. Nu, stai. Aia e ultima, stai. Aia e la final. Ultima, pentru că aia e cea mai importantă, aia e cea mai discutabilă. Imediat. Nu, hai să vedem faza aici. Nu. E vreun fault aici intenționat? Nici de cum. Aia a fost un ghinion. E ghinion. Bun. Bun. Și ajungem la cireașa sau bomboana de pe coliva Rapidului sau cum vreți voi să zice. Depinde fiecare cum interpretează. Aici este minutul 81. Rahmani și Funșo după aia. Practic e o fază dublă. Scorul era 2-2. Dacă se impune penalti sau nu. Păi uite că îl calcă. Eu așa văd. Nu încerca să influențezi. Nu, dar n-am cum că domnul Balaș e specialist, îl influențez eu care mă uit la televizor. Nu are cum să mă influențeze. Din păcate pentru Robert are cum să mă influențeze. Nici nu intenționez să știu că ești imparțial și corect. Te rog. Aș începe cu Rahmani, pentru că la Radunovic nu știu în ce măsură îl calcă. În schimb, aici avem faza tipică în care nu înseamnă că dacă un jucător, dacă a jucat mingea, nu trebuie să fie sancționat pentru ceea ce face imediat. Da, Rahmani, mergem pe Rahmani, acolo e, că asta e de fapt. La Rahmani, rămânem doar la Rahmani. De ce? Pentru că Rahmani este călcat de apărător
de o manieră imprudentă, adică apărătorul nu a ținut cont de pericolul sau consecințele atacului său prin călcarea pe care a făcut-o ulterior. Și chiar dacă a jucat mingea inițial, faptul că îl calcă cu crampoanele, decizia corectă este lovitură de pedeapsă și măsura disciplinară, avertisment pentru imprudență. Da, ia să mai vedem o dată. Deci, spui că e imprudența lui Crețu aici? Nu. Nu e Crețu. Ba da, Crețu. Crețu îl calcă. Crețu. Sau cine îl calcă? Jucătorul de culoare îl calcă. Îl calcă jucătorul de culoare. Uite acum, Și după Baba al Hasan. Corect. După vine și Crețu. Faul Cristi zice de faul faultul lui Baba. Baba al Hasan. De ce se impune Cristi aici? Lovitură de pedeapsă și măsură disciplinară, avertisment, adică cartonaș galben, pentru imprudență. O asemenea acțiune trebuie sancționată cu avertisment, adică cartonaș galben, indiferent unde se întâmplă pe terenul de joc. Dar aici nu este în careu. La Baba nu e în careu, e în afara careului. Atunci, dacă nu e în afara careului... Este în afara careului aici. Ia să vedem, ia. Nu, dar aici se vede, dați imagine mai din de sus. Este în afara careului, la Baba. Ia. Nu, asta e Radunovici. Ia să vedem, ia să ne uităm și la Radunovici. Aici... La Radunovici, dacă nu-l calcă Radunovici, atunci nu este nimic. Dacă îl calcă... Păi îl calcă Radunovici. Îl calcă Cristi. Dar dați aia cu Baba de acolo să vedem de sus, că e în afara careului. Uite, ia. Stai, asta e Radunovici în momentul 2. Acum! Hai să vedem dacă, dacă Baba îl calcă în afară sau nu, Parahmani, că e important, asta e important. Dar bine, nu știu dacă avem în afară. Am văzut eu, am văzut înainte, da. Acum, după, este o mare de sus. Nu, nu, dați-mi faza din, nu asta cu, asta e momentul 2, practic. Reluarea de pe cadrul general. Da. Da. Și aici și circunstanța Andrei de penalti la intrarea lui Radunovici, la Funșo? Acum, acum să vede. Ia. E în afară mult, e 3 metri în afara careului. Deci aici, la faza asta cu Baba al-Hasan, nu intervine VAR-ul că pentru că nu e în protocol. Corect. Pentru că e în afara suprafeței de pedeapsă. Bun, dar intrarea lui Crețu, intrarea lui Crețu nu e de penalti. Dar după și Crețul faultează, după, acum Crețul îi dă genunchi. Ala nu-i faul. Bun, dar sunt circumstanțe la Radunovici, sunt circumstanțe? Doar dacă îl calcă. Luați burtiera, băieți. Haideți să scoatem burtiera și haideți să dați imaginea mare. Întrebarea este dacă Radunovici îl calcă sau nu. Dacă îl calcă, este lovitură de pedeapsă. Ți se pare că îl calcă sau nu? Nu există se pare la fotbal, trebuie să vezi. Păi la asta zic. Trebuie să vezi. Păi nu se vede? Acum, pe următoarea reluare. Arbitrul oricum n-avea cum să vadă pentru că era mascat, din ceea ce văd. Zici că suntem la carnavalul, de la Veneția. Da. Odată nu vede, odată interpretează. Ia să vedem. Ia să vedem. Radunovici, dacă îl Păi îi dă în picior, nici nu-l calcă, în aer îl lovește. Nu. Cum ți se pare, Cristi? Mie mi se pare mai mult penalti, sincer. Adică modul în care, dezordonat, prin care Radunovici face acest atac, părerea mea este că îl lovește peste picior. Am înțeles. Deci aici decizia ar fi fost penalti la Radunovici. Aici ar fi fost decizia lovitură de pedeapsă. Mm-hmm. Cum ți s-a părut per total, așa ca o concluzie, prestația bricăzii lui Bârsan? Că de VAR nu avem ce să discutăm, că VAR-ul a fost la discotecă, VAR-ul. A avut un meci foarte greu. Uite cum face vârf, uite cum face. Nu știu, mi se pare că nu a controlat foarte bine anumite faze. Și acum, dacă mă uit atent și la această fază, din punctul meu de vedere, modul prin care Radunovici intră cu talpa, dezordonat, așa cum am exprimat, trebuia sancționat cu lovitură de pedeapsă. Iar Bârsan, uitați-vă la poziția lui, a fost mascat de acei jucători, n-avea cum să vadă acel contact și de aceea nu a intervenit. Este greșeala lui, în primul rând, pentru că trebuia să aibă o diagonală, să meargă mai în stânga.
practic asta este singura fază, ultima fază, când el trebuia chemat la VAR. Că în celelalte nu avea de ce să fie chemat la VAR. Din punctul meu de vedere, la ultima fază a fost lovitură de pedeapsă, n-am niciun doar la asta, da. 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 Da, e în regulă. Cristi, mulțumim mult de tot pentru analiza. Deci, analiza lui Cristi Balaș spune așa, prima fază Hasani nu e penalti, offside e offside, golul se anulează că e offside. E fault în afară la Baba. La Baba e clar fault în afară și că e pe... Bun, într-adevăr, știi cum e, la 2-2 dacă e penalti. Bine, poți să ratezi, dar dă-l. Da. Nu, că poate să ratezi, poate dădea unul peste poartă. Da, da. Era emotiv, 48. E important și pentru că toate fazele analizate au fost interpretate în favoarea celor de la FCSB, creează o frustrare în rândul celor de la Rapid. Da. Și pe bună dreptate. Da, acum, știi, păi eu primesc o grămadă de mesaje de la rapidiști. Acum, mizerie, bârsan, nu mai intru, dar să povestesc tot ce, da, ce primesc pe telefon. Acum da? O să, deci curg dacă, mesajele. Dacă să fie exclus din arbitraj 10 ani, să-i dea muncă silnică. Deci nu vă spun ce am aici, da? Deja nu mai e sport. Mai înțeles? Explodează laptopul. Da, ei sunt de înțeles, cei care sunt suporteri ai unei echipe, sunt de înțeles când se interpretează atâtea faze în defavoarea echipei lor. Dar apropo de chestiunea cu penalti, mi-am amintit de o discuție pe care uite, am avut-o. Uite, Olaru ce spune, da? Sunt sigur că mingea era în teren, spune Olaru. Okay. Cine? Olaru. Bine, el joacă mingea, e la faza aia. Ce să zică? Păi să iasă Olaru acum să zică, era puțin afară. Da, e mă jucător rog, omul, da, e la FCSB. Hai că l-avem și pe Marius Șumudică la telefon. Șumi, te salutăm, seară bună. Bună seara, Horia, bună seara ție și invitaților. Te salut. Salut. Cum ți s-a părut meciul ăsta și chiar sunt curios, ai văzut reacții extrem de dure ale domnului Șucu, ale domnului Angelescu, reacții care nu-i caracterizează împotriva arbitrajului. Niciodată Dan Șucu n-a avut această reacție care mi-a trimis-o ca să o dau public. Ție, cum ți s-a părut arbitrajul așa? Horia, sunt multe probleme de discutat la acest joc, Pornim de la această delegare, eu consider că brigada respectivă a fost depășită de miza acestui joc și nu înțeleg de ce este delegat această brigadă la un joc cu o asemenea însemnătate. Mă refer aici la șansa FCSB-ului de a aproape 99,99% de a închide campionatul dacă astăzi se impuneau, sau șansa celor de la Rapid de a se apropia de un loc 2 sau un loc 3 care le permite accederea în calificarea pentru Conference League. Ăsta este primul lucru care pe mine m-a frapat așa și spun că rămân surprins de domnul Vassaras să delegi la o astfel de partidă un arbitru care nu știu și nu câtă experiență poate avea și nu înțeleg de ce un Ișvan Covaci îl trimis la Iași, parcă l-am văzut astăzi, ok, și acolo un meci de play-out, dar trebuie să scoatem în evidență cele mai bune brigăți de arbitri la cele mai bune jocuri. Consider că jocurile din play-off în momentul de față sunt foarte importante, era un joc unde și tu ai spus s-a depășit recordul de asistență. Și atunci ai nevoie de o brigadă cu experiență. Nu știu ce s-a întâmplat cu Ovidiu Hațegan. Nu știu ce s-a întâmplat. Dacă a fost delegat undeva sau... Da, să știi, o să fac doar o paranteză. Pe cifre, discut doar pe cifre, Bârsani, cel mai bun arbitru român cu cele mai multe meciuri în acest sezon 22, iar Radu Petrescu, al doilea, cu 18 meciuri. Asta apropo doar de statistică, ca să zic așa. Dar n-are nicio legătură, că probabil că mai multe meciuri au comis erori. Eu consider că dacă Ișvan Covaci este trimis ce arbitrează Barcelona cu PSG, care era derbiul etapei în această rundă? Da. Clar. Eu consider că trebuia trimis cea mai bună brigadă. Asta numărul 1, prima care. Să ajung la ce m-ai întrebat tu. Am asistat și eu la ceea ce a declarat domnul Cristi Balaș. Îl respect, m-a arbitrat de atâtea ori ca și antrenor. M-a arbitrat și când am câștigat campionatul cu Astra. Dar și eu
sunt de pe la vreo 6-7 ani pe terenul de fotbal și e greu să fiu de acord cu câteodată cu ceea ce spune, chiar dacă este un specialist și respect. Nu pot să spun că eu am dreptate și nici nu sunt subiectiv, fiindcă multă lume ceară, spune acum. Și mă zic că dacă câștiga Rapidul era trist, că nu mai pune nu știu cine antrenor, sau dacă și mă zic că vrea să câștige FCSB-ul sau vrea să câștige... Nu. Vă spun clar ceea ce s-a întâmplat și ceea ce văd. Sunt imparțial în momentul de față la toate declarațiile pe care le fac și ca să anunțăm și să nu mai vorbească absolut nimeni, m-am alăturat echipei tale și din momentul de față, de câte ori vei avea nevoie, sunt alături de tine și îmi voi spune părerea așa cum am făcut-o toată viața mea. Îți mulțumesc, noi suntem onorați și umii că ai ales să vii alături de echipa Fanatic. Ok, imparțial și ce îmi îngușă și în căpușă, așa ca o... Ca o paranteză. Zic, așa de unde sunt eu crescut. Da. Înțelegi? Te rog. Bun. Atacul la Hasani. Din spate. Da. Am arbitrat și eu, m-a arbitrat și cea cârpă în Turcia și o grămadă și pe cupele europene și până asta. Penalti indiscutabil. Penalti indiscutabil, este contact, nu că dacă dezechilibrează, că mai pune, păi dacă într-o fracțiune de secundă îmi spune mie, că l-am auzit și pe Nicolae Dică și îl salut pe această cale, îmi spune mie că am mai făcut un pas. Păi dacă într-o fracțiune de secundă un atacant nu poate să mai pună piciorul, păi ce trebuie să rămână și cu stângul în aer? Deci este clar, este contact, îi ia piciorul drept, îi și alunecă piciorul drept după aceea jucătorului Hasani. Deci din contact este imprudență de la spate a lui Crețu, decizie corectă, lovitură de la 11 metri. Clar. Nu, poate să-mi spună, ok, Cristi Balas și Cristi Balas și respect, eu spun opinia. Normal. Opinia mea. Ca și fost atacant, ca și antrenor, așa. Lovitură de pedeapsă. Următoarea fază. Eu am zis că atacantul, dacă era băiat deștept, nu mai punea piciorul stâng și era 100% penalti. El a pus piciorul stâng să urmărească mingea și în momentul când a văzut când ajunge a căzut. Ascultă-mă puțin. De asta nu a dat penalti. Nico, ascultă-mă puțin. Da, e greu într-o fracțiune de secundă să ai așa motricitate și să ai mișcarea de așa natură, încât să nu mai pui stângul jos. Lui i-a tras piciorul drept, piciorul de sprijin. Așa este, clar, se vede clar că îi trage piciorul de sprijin. Este contact, despre ce vorbim? Da, așa este, este contact, dar arbitru s-a legat de treaba asta, că a pus piciorul stângul. Parcă l-a luat cu o crosă. Nu joacă mingea, n-a atinge mingea, Crețu. N-a atinge mingea, este contact, îl dezechilibrează și clar este penalti. Nu știu ce trebuie să vadă arbitru, ce să nu vadă. Asta este părerea mea. În altă ordine de idei, poate n-am dreptate eu. Dar de ce nu-l chem la VAR? Asta e, da, trebuie să-l cheme. Nu, asta a fost incredibil, că nu, la nicio fază, n-a fost, la nicio fază controversată, sunt VAR arbitri, nu s-a sesizat. Horia, sunt arbitri și am pățit-o în Turcia. Sunt arbitri care au o personalitate deosebită și care trec peste cei care sunt în camera VAR. Păi domnul ăsta, crezi că avea așa multă personalitate care a arbitrat în seara asta? Nu. Eu dau un exemplu. Eu am pățit lucrul ăsta în Turcia, l-a chemat la VAR și Ceacăr n-a vrut să se ducă. Mi-a spus arbitrul de la VAR după meci. Am înțeles. Mai departe, Șumi. Ok. Ăsta penalti, clar. În al doilea lucru care s-a discutat și a doua fază care s-a discutat la voi este golul marcat de Hasani, cred, da? Da. Am trăit și la aceeași față, este offside indiscutabil. Mai departe. Bun. Mergem mai departe. Olaru. La golul 2. Greu, dar dacă luăm anumite momente și mișcarea lui Olaru, unde se află piciorul stâng, unde se află piciorul drept, distanța dintre piciorul stâng și piciorul drept în momentul în care recentrează mingea, și unde calcă cu piciorul drept după ce lovește mingea, fiindcă el rămâne pe loc. În momentul în care lovește mingea cu piciorul drept, rămâne pe loc, nu se mai deplasează. El se întoarce spre teren. Uite, deci avem o poză, Șumi, dacă o vezi. Da, am văzut-o, o văd. Uite, el nu aleargă spre
acea firmă de pariuri sau care este, ca să nu-i dăm numele, să facem publicitate, în momentul de față, uitați-vă, stângul lui atinge tușa, distanța este de cel puțin 20-30 de centimetri, în momentul în care el centrează cu piciorul drept, se reîntoarce în teren, este mie milion, piciorul este afară și mingea este afară. Uitați-vă ceea ce vă spun eu acum. Piciorul stâng este aproape pe linie, corect? Da, lipit aproape. Puneți distanța dintre piciorul stâng și piciorul drept. Este de cel puțin 20 de centimetri. Da, da. Olaru, care capitanul FCSB-ului, a spus nu a ieșit mingea la interviu. Păi ce să Olaru, cum să vadă momentul când centrează unde-i mingea? În momentele alea tu vezi... Păi nu, spui. Păi vede, uită-l că se și uită. Păi uită-te, uită-te la fază. Olaru păi se uită la minge. Dacă tu spui că în secunda aia Olaru vede și mingea și tușa și e și atent la semnalizarea tușierului, eu îți dau ce vrei, Horia. Aha. Horia, este clar ceea ce spun în momentul de față. Distanța dintre piciorul stâng care atinge tușa și piciorul drept. Care este? Cât este distanța? Hai să fim corect. De două ori cât tușa. 20-30 de centimetri. Deci ce, despre ce vorbim? Mingea a părăsit suprafața de joc. E clar. Mm-hmm. E clar. S-a luminat zilele. Deci tins spre faptul că mingea a ieșit afară. Da, exact ce spun eu. De ce contraziceți-mă dacă greșesc cu ceva? Piciorul stâng se află aproape de tușă la 2 cm. Atinge tușa. Mm-hmm. Piciorul drept la 20 de cm de piciorul stâng. Despre ce vorbim? Da, Andrei Vochin a zis că nu e chiar așa de simplă interpretarea. Nu, dar despre ce vorbim, Andrei? Andrei. Îmi dai dreptate la ceea ce spun eu acum? Da, sigur că îți dau dreptate, doar că sunt mai multe elemente de care trebuie să ții cont. Okay. În primul rând, este unghiul camerei de filmare. Eu lucrez în presă de atâta vreme. Okay. În momentul în care se filmea, asta este filmată cu o cameră care are un unghi de vreo 30 ceva de grade față de linia de tușă. Dacă ai observat și când se trag liniile la offside, nu există un paralelism în spațiu așa cum îl vedem în plan. Și atunci trebuie să fim puțin prudenți când interpretăm chestia asta. Dacă ar fi o cameră de luat vedere pe tușă, chiar pe tușă, atunci tot ce ai spus tu devine adevărat. Andrei, și al doilea lucru pe care l-am spus mai devreme, am văzut fază la campionatul mondial în meciul Japonia-Germania. Mi-o aduc aminte, când și eu spuneam că e afară. Când spuneam 100% că e afară și când au pus sunt camera pe tușă exact așa, am văzut că mingea nu depășise cu toată circumferința spațiul de joc. Sunt de acord cu tine întru totul și eu la faza respectivă. Juram că mingea este afară, dar în momentul de față eu v-am dat un element care poate să-l dea orice microbist și orice om care nu este în domeniul fotbalului. Uitați-vă piciorul stâng care atinge tușa și piciorul drept și măsurați distanța dintre piciorul stâng și cel drept care lovește mingea. Da, lăsați poza aia care era sau ce era, care era cea mai bună. Deci uite-te, Horia, dacă asta îți dăm ură în gură. Da. Înțeleg ce spui. Tu spui că pentru nu trebuie să fii specialist aici, că se vede clar. Este clar. Este distanța dintre cele două picioare. Da. Piciorul de sprijin este pe tușă, piciorul care lovește este la 20 de centimetri. Am fost eu Dicaniu, asta. Iese sau nu iese? Da, e fază foarte grea. Într-adevăr, cum zice Șumi, da. Zici că ce pare că e out. Așa, da. E fază foarte... Bun. Eu sunt curios dacă... Dădea tușierul, să spunem, da, dacă revenea păi varul, cu varul. Da. N-a ieșit gol, n-a ieșit... Bun, haide. Cât crezi că e distanța dintre cele două picioarele lui? Cam câți centimetri? Eu? Da. Eu cred că cel puțin, cam în jurul la... Hai să zic 15, cel puțin centimetri. Ok. Știi cât are diametru mingea de fotbal? Cât are? 22. Cât? 22. Păi hai atunci să spun că am fost indulgent cu tine și am spus 15 cm. Dacă ia 15 cm, îi mănânc.
Și nu tu ai spus, eu ți-am zis, mingea de fotbal are 22 de centimetri diametru și ea trebuie să fie toată afară. E mortal și umil, măi, măi. Nu, dar am fost indulgent acum, dacă am spus 15. Că... Dacă are 22, de la, înseamnă că mingea era cu 30 de centimetri afară. Nu știu. Am înțeles. Aici aveți că Gigi era bun aici, că Gigi e tare la matematică. Da. Păi despre ce vorbim, ce noi, despre ce vorbim? Bun, ultima fază, Șumi. Hai la ultima fază, aia din minutul 81. La care? E 81 la penalti. La posibil la penalti pentru Rapid. Nu. Nu trebuia să se ajungă la acel penalti. Trebuia sancționat Babal Hasan. Este fault indiscutabil și cartonaș galben. Da, dar vezi că e afară, îl faultează în afara careului Babal. Da. Mă mir. Cum? De asta m-am spus de Bârsan. Bârsan este la 2 metri de Babal Hasan. Cum să nu dai aici avertisment și fault? În prima fază. Este foarte bine plasat. Și la Radunovici cu Funșo? Păi nu, stai puțin, că aici mă leg de ceea ce zice domnul Angelescu. Păi numai să nu vrei, nu dai un astfel de faul și cartonaș galben. Păi cum să nu dai aici la 2 metri de fază? Uite-te, vezi atacul clar, 3-4 metri de fază. Oprește jocul și dă-i galben. După care curge faza, nu este niciun hands și aici eu sunt 60 pentru penalti, 40, nu știu ce să zic, dar 60% este un atac imprudent al lui Radunovici, făcut în ultimă instanță, nu acoperă mingea cu toată circumferința corpului, după care se duce disperat și atacă fără niciun control. Sunt și eu de acord cu Cristi Balaș că aici cred că trebuia dat penal. Așa, și vreau să-ți mai spun ceva. La prima fază cu Hasani, când ai zis că e penalti, și Marius Avram a spus la fel ca și Balaș, că la fel, fix aceeași explicație a avut-o, că nu e penalti. Doar ți-am zis ca informație, ca să avem. Deci, la faza cu Hasani, arbitrii spun că nu e penalti, la faza aceasta, arbitrii spun că e penalti la Radu. Probabil au dreptate. Eu am spus doar ceea ce am văzut la televizor. Da, corect. Șumi, cum ți s-a părut meciul? Și, bineînțeles, Rapid, în primul rând. Da, un meci, un derby, totdeauna la derby încerci să te autodepășești, două reprize diametral opuse, prima repriză cu un Rapid agresiv, degeaba au spus că am mai văzut, dar nu vreau să le dau numele cine ce a vorbit pe la alte emisiuni, că s-a jucat într-un 4-2-3-1, că de unde? Nu, Rapidul foarte inteligentă, împinge foarte mult liniile, joacă un 4-1-4-1, blochează foarte bine mijlocul terenului unde Alexandru și Șut nu au făcut o partidă grozavă și aici, să mă ierte Dumnezeu, dacă campioana țării FCSB încearcă să iasă din presiune, din prima linie de presiune a pressingului cu cei doi, o să aibă mari probleme. Cum a dat o echipă mai agresivă, cu o echipă care știe să facă această presiune în prima întreimea adversă, au avut probleme. Șut pus sub presiune, aduceți-vă aminte, greșește. Șut, prestația modestă. Da, rapid, în prima repriză, datorită acestui pressing agresiv și datorită momentelor când au recuperat mingea în treimea adversă, la 30-40 de metri de poartă adversă, au această calitate, joacă imediat pe Rahmani, care este un tip combinativ și care știe, uitați-vă, coboară și știe să o dea lui Krasnitsky. E adevărat ce aici, că Târnoveanu fiind un portar foarte înalt, ia un gol identic ca la acel 4-0, până să culcă jos, a trecut metroul de la Voluntari și era pe la Băneasa, până să culcă, gol pe colțul scurt, greșeală mare, mare, mare de portar, dar vreau să spun Rapidul cu un pressing agresiv sus, după care a doua repriză Rapidul se retrage, și la acest gol nu sunt de acord cu domnul Gigi Becali, nu avea ce să facă, lovitură extraordinară de cap al lui Rahmani, e foarte greu să împingi, el e pe retragere, vrea să iasă pe centrare, se retrage și în același moment e foarte greu la portar să împingi, să ajungi lângă bar. După care a doua repriză, deci Steaua FCSB-ul clar, Horia, mari probleme pe atac pozițional,
nu pot să construiască, fiindcă nici jucătorii, eu îl văd pe Chiricheș, zici, Chiricheș nu mai este acel Chiricheș care risca înainte și care venea cu mingea și făcea superioritate. Deci ei nu au jucători atât Înghezada, atât Daua, atât Chiricheș în momentul de față, care să-ți facă superioritate și să vină să construiască jocul. În momentul în care o echipă le-a făcut pressing, nu au această calitate, nici în zona centrală cu Alexandru, care astăzi a fost din alt film. Deci foarte ușor au recuperat rapidul mingea în treimea lor, au jucat direct pe vârf, după care a avut soluții, fiindcă jucători, Rapidul are jucători de viteză în față. Rapidul are un Petrila, are un Rahmani, are un Krasnitsky, care sunt jucători de viteză. În momentul în care ai jucat pe vârf, ai jucat redublată sau te-ai întors, a întors Rahmani și a putut să joace în părțile laterale, FCSB-ul a avut mari probleme. N-am înțeles repriza a doua, nu vreau să intru în alta amănunte, fiindcă o să-i explic altcuiva, unui prieten de-al meu mâine, nu vreau să intru în alte detalii. Aici se poate închide jocul la 3-1, se poate închide jocul la Petrila. Ce se întâmplă? Rapidul, bună pe tranziție pozitivă, exact același lucru vă spun și aici, pas pe Rahmani, fundașul central nu-l acompaniază, se întoarce, poate să joace odată la Krasnitsky când marchează, acum în partea cealaltă la Petrila, șut și scoate da, dar Șumi, în a doua repriză, da, Rapidul putea să și pierdă meciul. Putea să și piardă, putea să li se dea și penalti și să câștige. Și aici, vedeți când marchează Băluță. În momentul în care mingea se întoarce 10 metri în teren, toată linia de fund trebuie să facă pasul afară. Aici. Toată linia de fund în momentul în care trebuie să facă pasul afară. Ei facilitează. Schimbare bună făcută de FCSB, pentru că l-au băgat pe Băluță, un jucător mult mai mobil și a putut să se miște în lateral de mijlocașul, singurul mijlocaș la închidere care era Wider, a primit mingea între linii, mult mai mobil decât un nou pivot, el fiind un nou fals, după care jucându-se pe el, a dus mingea mult mai ușor în părțile laterale. Dar două echipe angrenate la efort, care au probleme pe atac pozițional, amândouă au probleme pe atac pozițional în momentul în care au în fața mingiei 10 jucători de câmp, e foarte greu să ajungă acolo, Rapidul mult mai deștept în prima repriză, pressing avansat, recuperează mingea și marchează imediat. Ce mi-a plăcut la Rapid astă seară, că în momentul în care, ceea ce cer și eu în jucătorilor mei, fiind la o echipă mai mică în Turcia, în momentul în care recuperez mingea, să joc direct pe vârf, după care să dau soluții și să aibă soluții imediat să joace mai departe. Rămân dezamăgit de ceea ce a arătat FCSB-ul în prima repriză. Practic n-au putut să treacă de o linie de pressing, n-au putut să treacă, n-au avut nicio soluție să iasă din... cu toate că au avut posesia, n-au avut nicio soluție. În momentul în care Rapid a doua repriză se retrage, găsesc soluții, joacă între linii cu acest Băluță și ajung mult mai ușor la finalizare. În continuare, FCSB-ul are mari probleme la talie și la faze fixe. Aduceți-vă aminte în retur când Iacob marchează cu capul, de acum iar Rahmani marchează cu capul și v-am spus și atunci că de fiecare dată Rahmani a câștigat duelurile aeriene cu fundașii centrali, are timingul foarte bun, iau probleme, iau goluri la faze fixe, fiindcă n-au jucători cu talie decât neavând un pivot, de exemplu, cum era când venea Companio și mai respingea, ei n-au decât Înghezara sau cine a jucat, Chiriche sau Daua. Restul jucătorilor sunt în jurul la 1,80. Jucători mici, oricine poate îi călărească, mai ales când vor fi în cupele europene, în Champions League sau unde vor ajunge, că probabil acolo vor ajunge. Au mari probleme de poziționare și aici, văd aici iară... Aici o minge întoarsă, Hroma, dar nu vede decât suntem doar Shumi, la minge. Shumi, da. L-a eclipsat Braun azi pe Florinel? Orice alt jucător la acea minge
Tot așa, pe tranziție pozitivă a celor de la FCSB. Aduceți-vă aminte, are fază când din zona laterală, din stângă, pe un corner, pleacă în zona centrală și fuge Brown după el și bagă alunecare de la spate. Orice alt jucător din Liga Națională era cu el, niciunul nu-l prindea pe Florinel Coman decât Brown astăzi. Peste el Brown, adică mai bun astăzi Brown, sau mă rog, cel mai greu adversar al lui Florinel este Brown, pentru că nu e prima oară când are probleme cu el. Dar nu pot să-l compar, dar uitați acea fază, ce vână poți să ai, ce vână poți să aibă, ce viteză poți să aibă în condițiile în care... În condițiile în care Florinel este foarte rapid și are o forță explozivă extraordinară. Deci doar Brown poate să-l țină pe Florinel în Liga 1. Nu, eu cred că niciun alt. De ce vă spun lucrurile astea? În general, la faze fixe Horia, în spate se lasă cei doi fundași laterali. În general. Ok? Eu nu cred că există un jucător în Liga Națională, în momentul de față, ca fundaș lateral, să aibă potența, forța, timingul lui Brown la această fază. Nu cred. Mm-hmm. Dacă îmi dați exemplu 1, există posibilitatea să mă înșel eu. Dar, în condițiile în care l-ai pe Florinel fuleu, e foarte greu să-l prinzi. Iar astăzi, Brown, jos pălăria. Unul dintre cei mai buni jucători. Și nu înțeleg decizia de la ultimele meciuri când Brown a fost folosit, cu tot respectul și pentru Onea, dar Brown este un jucător care are, te ajută și pe faza de atac și pe faza de apărare. Este un jucător extraordinar. Te rog, Dicanio. Eu am luat gol la voluntari pe aceeași fază, doar că la mine m-am dus în pressing sus și Coman din devierea lui Miculescu, Coman din partea stângă, a plecat în zona centrală la fel, dar Turda n-a putut să-l țină și deci mi-a dat gol. Cum a Brown astăzi, într-adevăr, care viteză bună, forță, a reușit să-l oprească. Vreau să te întreb, pentru că cunoști foarte bine Rapidul și spiritul Rapidului. Pentru mine, văd la Rapid, mai ales în ultimile jocuri, nu văd o reacție a echipei în momentul după ce se primește gol sau pe finalul jocului, ultime 15 minute, 20 minute, să văd o reacție a echipei, să văd jucători, 2-3 jucători cu experiență în echipă, să tragă echipa și să ducă peste adversar. N-am văzut asta la meciul cu Craiova, de exemplu, când adversarul era în 10 oameni, au întors rezultatul, ei 30 ceva de minute, n-au avut nicio ocazie. N-am văzut asta la meciul cu Sepsi în ultimele 15-20 de minute în care să ducă peste adversar să câștige meciul, din contra au pierdut jocul. Mă gândesc la meciul cu Faro, de exemplu, mă gândesc la meciul de astăzi, unde aveau nevoie de o victorie. Ești egalat, ok, 2-2, să te duci peste adversar, să încerci să pui presiune pe adversar. Nu văd asta la Rapid. Și tu cunoști spiritul Rapidului, știu și eu ceea ce se întâmpla, mai ales pe Giulești, când se juca pe Giulești. Nu văd asta în ultimele jocuri. De ce? Am spus mai devreme, în prima repriză, atâta timp cât au stat sus și au făcut pressing-ul acela de întâmpinare, FCSV-ul a avut mari greutăți de a ieși cu construcție. Mari greutăți. Drept dovadă că așa au și marcat golurile și au mai avut câteva situații de a marca. N-am înțeles de ce s-au retras a doua repriză, probabil, nu știu, conservarea rezultatului. Crezi că le-a spus cineva la pauză? Nu cred. Eu nu cred că Bogdan le-a spus așa ceva. Dar asta s-a întâmplat și la meciurile anterioare, nu doar acum. Păi și nu era Bogdan atunci. Da. Nu știu, și nu-mi place să vorbesc, știți foarte bine, în ultimul timp s-a tot vehiculat că Șumudic ar fi o posibilă, Rapid ar fi o posibilă destinație sau ceva de genul ăsta, și nu-mi place să intru în amănunte tehnico-tactice și să... Tot ești posibil, Șumi, la Rapid. Nu, dar... Nu știu, nu, Horia, nu vreau să... Eu nu cred că Bogdan Lobonț le-a transmis la pauză. Și eu am pățit lucrul ăsta. Am avut 2-0 de două ori în Turcia și 1-0 tot așa de două ori. Și am pierdut, de fiecare dată m-au egalat. 2-0 am avut și am luat două goluri în ultimele minute. Intervine în mintea jucătorului acea, nu relaxare, conservarea rezultatului. Am mai auzit niște tâmpenii pentru seara asta, că ce te-ai fi bucurat tu dacă îi bătea FCSB-ul să te pună șucul a doua zi. Niște idioțeri. Aia sunt transmitele, dacă te-au trimis mesaje înapoi, că sunt niște idioți. Da. Nu mă bucuram niciodată, nu mă interesează și ai văzut că ai dat și tu, am citit astăzi pe site,
Eu, în momentul de față, sunt un antrenor care, chiar dacă mai sunt 3-4 etape peste tot, eu sunt un antrenor căutat. Dar din Turcia, da. de unde ai ofertă? Nu pot să spun, fiindcă este o echipă care se află în Liga 1 și, în momentul de față, are antrenor și nu pot să spun că imediat se vehiculează, imediat ei urmăresc. Echipă mai bună decât Gaziantep? Mai bună în ce sens? Adică nu știu, mai bine clasată. Mai bine clasată. Clar, mai da. Bine clasată. Am înțeles. Da, mai bine clasată. Și o echipă da. Din Liga a doua care va promova și care vrea să facă un proiect extraordinar. Păi, dar nu are nicio relevanță în momentul de față. Noi discutăm despre jocul ăsta Horia și eu spun ceea ce... Corect. Ce-am, scurt. Mai vreau să te întreb ceva, că urmărești Rapidul. Da. În afară de Săpunaru, mai vezi al lider în echipa asta sau doi, de exemplu? Care ar putea să tragă echipa după ei? Hai să spun ceva. Eu consider că sunt un lider. Eu așa am fost născut. Liderii nu se fabrică. Se nasc. Nu poți să faci un lider peste noapte. Niciodată. Și ți-am dat răspunsul. Nu știu acum. Ce să spun, nu cunosc jucătorii Rapidului, nu cunosc personalitatea lor, nu cunosc caracterul lor, sunt fel de fel de oameni, de caractere și atunci trebuie să te naști, lider te naști. Eu pot să vorbesc despre Săpunar, cu care am lucrat. Săpunarul este un lider, are valențe de lider. A fost, este și va rămâne un lider. Eu l-am antrenat. Știu, eu l-am luat în Turcia, cu mine a lucrat în Turcia, a jucat foarte bine. Este un lider. Mai departe, restul jucătorilor nu-i cunosc. De exemplu, Petrila nu poate fi un lider. L-am antrenat, îl cunosc. Da. Restul nu-i știu. Petrila este un jucător... Mă gândeam că te-ai orientat dacă în două, trei etape ești antrenor acolo, mă gândeam că te-ai orientat. Șumi, o ultimă întrebare, că nu mai trebuie să ieșim. Gigi a anunțat în seara asta că a mai apărut un jucător pe radarul lui. Este vorba de Button sau Bată, cum e? Cum? Button de la FCU Craiova. Cum ți se pare? Nu poate joace niciodată la FCU. Ok. Nu poate. Nu poate, din punctul meu de vedere. Este un jucător de picior stâng, foarte lent. Ok, are o oarecare calitate, așa. Talent, fără capacitate de efort și nu știu unde ar putea să joace. Unde să joace? E în regulă. Bine, Șumi, mulțumim mult pentru analiză, foarte interesant. Și vă doresc emisiune plăcută în continuare. Ce emisiune? Ce la culcare? Ce altă emisiune? Depinde de Bată, pentru ce poziție vrea să-l ia. Cum ți se pare? Bată la FCU? Nu cred că se pretează pe jocul FCU. Gigi, că îi place, că e un jucător la care nu vă gândiți, că îmi place... Mai bine să le ia pe CDB decât pe Bată. Pe CDB? Da. Sună-l după. Andrei. Îl sună, adică după ce îl sfătuiește. Button a jucat cel mult la Liga 3 din Belgia până să vină în campionatul României. Dacă asta e miza FCSB-ului pentru Champions League, e cam puțin, părerea mea. Bine, cam asta e, ca să zic așa. Mai vrea cineva să zică ceva interesant? Felicitări arbitrului. Felicitări arbitrului. S-au spus atâta lucruri interesante. Păi o fază, doar o fază. Dacă era arbitru, ăsta antrenor, tot așa, o fază, hai să râdem. Păi e 1 minut 80 penalti. Da, corect. Ce naiba, o fază. Nu, care putea să decide jocul. Poate să decide sau poate nu. Dar, bă, cheamă-l acolo, că nu că nu l-a dat. Cheamă-l să-l vadă. Dacă a ieșit șocul supărat... Deci dacă până și Șucu a ieșit... Bun, oameni buni, pe final o să vedem și declarația lui Olaru, capitanul FCSB-ului. Nu uitați, astăzi de la 10.30, da, adică peste 10 ore, avem ediție specială pe site-ul fanatic.ro, tot fanatic, da, în care o să continuăm discuțiile, da? Știi cum e? Meciul s-a terminat, discuțiile continuă la infinit la fanatic. Deci azi la 10.30 în direct și în exclusivitate, ediție specială, deci doar peste câteva ore, ediție specială Fanatic Superliga, evident dedicată în primul rând acestei partide de aseară, dar și luptei pentru evitarea retrogradării, care nu că este interesantă, este mega interesant.
Bun, mulțumim încă o dată Nicolae Dică, mulțumim Plăcere. Andrei Vochin, mulțumim Robert Niță, meci pe cinste din toate punctele de vedere în această seară. Derbiul FCSB rapid și-a meritat renumele. Chiar a fost o partidă și spectaculoasă și cu două echipe bune care au jucat fotbal și cu polemică și cu tot ce vreți. Într-adevăr, o seară cu totul și cu totul special aici pe Prima Sport 1. Rămâneți cu programele Prima Sport, toate cele bune și nu uitați, la 10.30 ne vedem pe site-ul nostru, pe fanatic.ro, direct și în exclusivitate, cu o nouă ediție, să vedem ce s-a mai întâmplat, să aflăm ce s-a petrecut cu Chiricheș, să aflăm ce s-a petrecut Hromada. Cu Hromada. Le ținem pumnii acestor băieți și sperăm că accidentările lor nu sunt chiar atât de grave cum par în acest moment. Și vreau să vă mai dau o informație pe final, pe care mi-a dat-o Cristi Coste, o informație foarte interesantă de la stadion. Da, doar o secundă. Da. Cristi Coste spune în felul următor, asta mai de mult, da? Ne-a spus pe la mijlocul emisiunii, dar eram cu arbitrajul, ne-a spus Cristi Coste în felul următor, un lucru pe care l-a remarcat. Meme l-a așteptat pe Târnovanul la ieșirea de la vestiar, l-a îmbrățișat și a spus doar atâta, capul sus. Frumos. Spus, și Meme... discursul Meme dinainte de joc foarte echilibrat. Da, da, da. Meme a spus lui Târnovanu, capul sus, prestație slabă lui. Capul sus, mingea în poartă. Da, da, prestație slabă lui Târnovanu, dar asta e situația. Păi știa ce are de preîntâmpirea de la televizor. De la televizor. Păi îți mulțumesc, rămâneți cu programele Prima Sport, da? Nu uitați, astăzi avem iarăși o partidă interesantă, partida dintre Universitatea Craiova și Sepsi, bineînțeles că va vine această seară și Fanatic Super League. Bun găsit, Darius, să reușești să marchezi din nou golul 40 în Liga 1 pentru tine, al 15-lea în sezon. Cum e seara asta, chiar dacă nu reușești să câștigați toate cele trei puncte? Bună seara, da, o partidă foarte dificilă, un adversar bun. Sincer, cred că meritam mai mult în această seară. Repriza a doua a fost dominată cap-coadă de noi. Ne-am creat destul de multe ocazii, însă n-am mai reușit să marcăm încă un gol și asta a fost. Am făcut câteva greșeli, am marcat destul de repede, după am primit gol pe două greșeli și am alergat un pic după egalare. Am reușit să intrăm bine repriza a doua și, cum am spus, cred că meritam mai mult. S-a creat deja o dezbatere aprinsă la golul 2, când aici intrat, a ieșit sau nu a ieșit? Da, după părerea mea, da, am văzut și eu filmări. Cred eu că nu sunt filmări din unghiul cel mai potrivit. După părerea mea a fost mingea clar în teren, pentru că am fost acolo în fază și eram foarte sigur că mingea nu a ieșit. Cum se vede în continuare lupta asta, vă menține cumva cu picioarele pe pământ încă, dar urmează meciul de la Sfântul Gheorghe. Acolo e momentul vostru? Crezi că e momentul vostru să câștigați matematic? Da, clar. Ne gândim să închidem campionatul cât mai repede se poate. Adică următorul meci va fi la fel de important, 3 puncte și ne gândim să câștigăm la Sfântul Gheorghe. Cât de bine a venit golul ăsta pentru tine după niște meciuri în care patronul te-a mai ciupit, așa, te-a mai criticat? Da, nu m-am gândit la criticile patronului. M-am focusat pe ce aveam eu de făcut. Mă bucur că a venit, mă ajută, îmi dă moral și mă face să mă gândesc pe mai departe. De unde e totuși căderea aia după golul vostru? Gol anulat Coman, gol tu validat, iar apoi Rapidul vine peste voi, deși părea cumva la un moment dat un meci la discreția voastră, la cum începuse. Da, pentru că am reușit să marcăm, nu știu, am primit un gol pe o greșeală. Asta a fost, am marcat la fază fixă, pe părerea mea n-aveam voie să primim acel gol. Dar, cum am spus, cred că am făcut un meci solid și meritam mai mult. Cum s-a auzit în teren pe final când tot stadionul striga campionii, campionii? Da, din păcate nu am reușit să câștigăm, să le facem pe plac tuturor suporterilor. Au venit în număr foarte mare, meritau mai mult în această seară. Darius, chiar dacă nu s-a terminat încă, tot mai mulți jucători de la voi își anunță plecarea ușor-ușor sau că vor să plece la mai bine, ceea ce cumva e normal. Cam câți titulari crezi că vor mai rămâne după sezonul ăsta? Nu știu. Inclusiv tu. Eu sincer nu știu, nu mă gândesc la plecare. Mă gândesc să-mi fac treaba bine aici. Încă mai avem meciuri de tras. Mă gândesc
să joc toate meciurile. Normal, mă gândesc la Euro. Cu toții ne gândim la acest lucru și tragem tare să fim acolo. Colegul tău, Vlad Chiricheș, se mai poate oare gândi la Euro? Nu știm sigur încă. Din câte am înțeles, la prima vedere s-ar putea să fie o fractură. Ne pare rău. A venit un moment foarte rău pentru el, că a făcut niște meciuri incredibile și dacă juca toate meciurile până la sfârșit, cred că avea șanse mari să fie la Euro. Pare rău, suntem alături de el și tragem tare în următoarele etape și pentru el să îi punem medalia la gât. Mulțumim tare mult! Mulțumim.